era da importanza anche domnul Iogar, rog puțină liniște. Domnul Acadician. Mersi? Da, puțineți acolo unde? Da, vedem ce facem. Doamne și domnilor, dragi colegi, conform unei tradiții, de azi, de ieri, de mâine, deschid această sesiune de comunicare în Sfântul Părinților. Poate subiectul este cunoscut pentru cei care astăzi. Poate pentru cei care a citit mai mult, poate chiar a făcut-o pasiune pentru ea. E vorba de a face o paralelă, fiindcă știm foarte bine că despotismele nu se imită, nu se calchează, au poate cât un caracter. Însă, în principiu, parcurg același grafic, care evident că dispar cei care l-au făcut, Răzmirița, care au proces la Zurba, cum se spunea cândva la noi, și, pe urmă, își capătă direcții care, de multe ori, pot fi originalitate, ca tip de revoluție și de o succesiune a unui grafic, Revoluția franceză cred eu că este cea mai aproape. Pornită, bineînțeles, pe un teren de salvarea Franței, cu tot ceea ce așa a propus, acele ședințe de noapte, cu paravanul, o intenție a unei Constituții și, pe urmă, știm foarte bine care a fost desfășurătorul ei. Noi acum încercăm cu asistența și mai mult decât atâta cunoștințe pe care le-ați acumulat, mă refer la cei tineri, să ne apropiem de o realitate românească. E vorba de pornirea, e vorba de debutul unor situații care, pentru cei care cunoșteau realitatea de dincolo de Nistru, era firesc să se petreacă. Pe parcursul celor două zile vom aborda, să zic, particularismele, tot ceea ce constituie o notă specifică, nu poporul român. Adică dacă e vorba să facem o comparație cu alte țări de sub ordinea legii, am constatat că în mare lucrurile s-au petrecut așa după cum ordona, să zic, după omnipotentul Stalin și cel care era la Kremlin făcea altceva decât să-și aducă aminte de moștenirea sa și de clipele când începe concertul, toți cei care fusese alături urmau să fie eliminați. Ca știre mai nouă, citeam în istorie, că există documente sau s-au descoperit urme în care Stalin este direct implicat în boala și, în special, în decesul lui Lenin. Nu e de mirare,
eliminare, fiindcă metodele erau cunoscute și se puteau în acele revoluții de sute de mii de oameni au fost eliminare. Nu se întâmplă și un aranjament de culise care se aducă pe Stalin în fruntea puterii. Toate lucrurile au mers, să zic, în pasodoble, evident, secund, evident, modest. Datorită ajutorului pe care l-am primit în Occident indiferent, poate prea interesat, țara noastră a fost ocupată, lăsată să fie ocupată și regimul care l-am avut până la debarcarea regimului Mihai a fost, să zic, un vestibul, o anticameră pentru ceea ce urma să se desfășoare. Deci prima epocă este o epocă stalinistă, nu? Deci era, și nu insist aici, era cel mai servil sau cel mai atent reprezentant al Moscovii și, să zic, relațiile pe care a avut cu Suslaipov și îmi permis să vă spun că cel care, în fond, conducea țara, era Gheorghiu, delegat al Stalingrad și care a coordonat rând pe rând, însă, poate dintr-un orgoliu celui care gustă puterea. Poate, în urma sfatul sau îndemnul primit, să zic, peste graniță. Nu cred că îi s-a trasat un calendar fix. Cert este că Pătășcanu este privit la Moscova cu ocazia investițiului cu această juncțiune. Ce caut aici? Un record pe care, nu? Pătășcanu cred că capitola e deștept și capitola avea experiență putea să judece și să gândească mai atent la urmă. Pe urmă, lista celor care îi erau potrivnici la început, să zic, pirată, s-au concentrat numai pe persoanele. Lucrețiu Pătrășcanu s-a extrapolat. Și a doua victorie a Peș a fost în înlăturarea celor trei. Inițial Ana Popă, urmă au fost racolați sau au fost introduși în sfera celor damnați și Luca și mai ales de Harry Georgescu. O să vă întrebați ce exemplu sau cât au fost de pilguitoare experiența zilelor, lunilor, anilor, anii nu, dar lunilor, petrecute de Ceaușescu, la tânărul Ceaușescu, în compartimentul acela numit lagăr, care să vă mai spun, că am făcut o șterie cu Lucanu, cu Ionescu și cu Brahacă, nu? Care fusese comandanți ai lagărului de la Târgu Jiu și mi-a dat o să întreagă, ne-am dat o să întreagă de date care sunt comparabile numai cu cele care le-am auzit acum pentru delinvenți, pentru infractori și așa mai departe, care au legături directe cu exteriorul și pachetele care câteodată atingeau, o să zic, un volum cântărit de 50 de kilograme. Asta în plin război.
Moștenirea sau prea mergând tranziția, o să ajungem în părerea bunința de la voastră, o să ajungem să, pentru o suspiciune de teme, să vedem în ce măsură acest Ceaușescu a fost sau n-a fost pregătit, premeditat, să ia loc, să organize, să-i urmeze după sublimare. Și aici, un colega nostru, mi-e va da de mult, dacă e vorba sau nu, de o eliminare. Muzică tragică. Ce este că vă pot spune, amenințarea e directă, să țin pe mai mult buștoganul, amenințarea o primise și aceste lucruri le știu de la soția lui Camil Petrescu, care era la două, trei săptămâni de zile, îl primea pe Gheorghiu Deș și spunea că prin luna ianuarie era ca un taure într-o locuință pe calea Gheorobanță. Și foarte multe lucruri am reușit, eram și curios, dar nu mai atent, să aflu care a fost comportamentul sau care erau apucăturile lui Deș și într-un mediu literar, că era singurul camin care îl primea. Ieșirea lui din scenă este un lucru pe care, ca și ucid de la Tutankhamon, tânărul faraon, este iarăși un lucru care așteaptă secole de explicații și eventual o justificare, care mai la îndemână. Trebuia sau nu trebuia să dispară din peisajul politic, da? Poate da. Iuca Gheorghiu mărturisea în fața unor, mărturisea după 90, după 80 și ceva, dacă ar fi trăit tata, foarte multe lucruri ar fi fost făcute fără să mai fie nevoie de intervenția rușilor. Cam expresia asta, ne gândim cam acesta a fost. Trecând la succesorul său, care a fost o succesiune, să zic, dacă ne oprim la ce puteau scrie cei de peste graniță, o succesiune miraculoasă, fiindcă avea în fața, nu, în fața sa o să întreagă de veteran ai partidului cât mai necesară, nu? Și sorții au căzut pe el într-o veșnică, într-o perpetuă greșeală pe care o fac cei în vârstă, față de cei tineri. Va fi omul nostru, va merge pe urmele pe care le vom face noi și așa mai departe. Nu se poate face o comparație între cele două regiuni, între ceea ce care le-am trăit marile crime, substanțialele, să zic, măsuri de represiune și mitezile care s-au acoperit cu pământ și cu victime au fost făcute în timpul lui. Deci, canalul a pornit la inițiativa Deș și la comanda lui Stalin. Sunt o senitate de lucruri pe care vom dezbate astăzi și mâine. Închei în nădejdea și într-o dorință că ceea ce vom face aici, ceea ce se va perinda așa în fața ochilor și în urechile noastre, va fi nu numai, să zic, rezumate și opinii asupra unor, și magologia poate să spună cuvântul, unor personalități negre, personalități pe care istoria nu îi va părăsi niciodată. Dar și note de cumoare. Majoriție care știți câte ceva, care ați aflat între timp, să participați. Și să ne dați așa în măsură de întoarcere într-un trecut atât de orios, pe cât de numeroase vor fi inimile cel două din toate. Să ne dorim aceste două studii să le petrecem, ne uităm însă că discuție câteodată întreg chiar valoarea comunicărilor. Vă mulțumesc!
începe secțiunea 1, în care sunt anunțate 5 prezentări. Domnul Țărău însă ne-a anunțat că nu poate veni, așa că vom avea numai 4 prezentări. Prima prezentare îi aparține domnului Florin Abraham. Titlul comunicării este Succesiunea politică în regimurile comuniste, studiu de caz, România. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, domnule academician, domnule director, doamnelor și domnilor. Mă simt dator încă de la început să aduc, să spun câteva clarificări, doar din mai degrabă a tehnicii civice și ce am dorit să surprind în această lucrare. Și aș porni de la importanța ideii de succesiune și importanța succesiunea în regimurile totalitare, pentru că dacă ne uităm pe teoria totalitară, ceea ce ne spun Friedrich, Brzezinski, dar și Anna Karen, problema succesiunii este una fundamentală, pentru că derivă în modul în care principiul liderului se perpetuează de la o persoană la altă. Iar principiul liderului este fundamental pentru regimurile totalitare și chiar dacă poate să-l definească în mod fundamental. Opinia, ipoteza de la care plec, este aceea că schimbările de lider din regimurile comuniste sunt o combinație din a constrângerilor sau a cutumelor de ordin instituțional, a factorilor ideologici, și aici sunt statutul democrației interne de parte și principiul colegialității, respectiv a factorilor civicilor culturali care animă o societate, o națiune, un mod de a se exercita puterea într-o societate. Obiectivul meu este așadar de a nu merge foarte adânc în ceea ce a însemnat cazul românesc, ci de a-l încadra și de a discuție, prezentând, e adevărat, foarte subțint modul în care s-a realizat succesiunile de putere în cazul celorlalte regimuri comuniste. Și primul caz, sigur, cel al momentului fondator, succesiunea lui Lenin, și cel mai important fapt îl reprezintă acela că nu a fost desemnat un succesor formal. Acest lucru fiind, desigur, împotriva doctrinei democrației sau teoriei democrației interne de parte și a principiului colegialității. Acest lucru se va dovedi foarte important, deoarece se creează după moartea lui Lenin un vacuum de putere bază pentru declanșarea luptei de putere, respectiv pentru supraviețuirea, inclusiv fizică, a liderilor politici. Sigur că aspirația pentru preluarea puterii nu era restrâns la un număr mic de lideri care puteau revendica supremația. Primul dintre ei era Trotsky, care era liderul prin excelență, lider revoluționar și militar, favorit în momentul inițial la preluarea puterii. Al doilea era Stalin, care nu era un favorit al lui Lenin, nu era niciun ideolog, dar avea influență asupra aparatului de partid. Și Stalin împreună cu Zinoviev, cel revoluționar, și Kamenev, formează troica. Și avem o victorie a lui Stalin prin faptul că alături de doi parteneri, Zinoviev și Kamenev, îl înlătură Trotsky inițial, după care la rândul lor acești lideri sunt înlăturați și ulterior executați și viață. Foarte important este că lupta pentru un partid, pentru putere, este justificată prin rațiuni ideologice. Trotsky este adeptul revoluției permanente, Stalin, să spunem, troica al comunismului într-o singură țară. De asemenea, sunt discuții și în legătură cu noua politică economică și ce ar trebui făcut în relațiile din interiorul Uniunii Sovietice. Succesiunea este marcată și de elemente de simbolistică politică, și anume Trotsky, considerându-se a fi oarecum liderul
liderul natural nu se întoarce din Caucaz pentru a participa la funeraliile lui Lenin, Stalin, țin așa numitul discurs funeral, jurământul din ianuarie 1904 și de asemenea, tot din punct de vedere al imaginii important, Stalin și Molotov țin coșciugul, poartă coșciugul lui Lenin. Toate elemente de simbolistică a puterii. Mergem la momentul al doilea și succesiunea lui Stalin reprezintă un moment paradigmatic și care consacră faptul că, de fapt, liderii comuniști nu sunt înlocuiți în timpul vieții, oricât de bolnavi ar fi, dacă vreți un fel de principiu monarhic, ei nu demisionează, eventual, înlocuiți. După moartea lui Stalin, după cum se știe, a existat un grup de aspiranți. Primul, cel mai bine poziționat din start, a fost Malenko, susținut de Beria, șeful structurilor represive, care devine, pentru început, președinte al Comisiei de Miniștri, dar și secretar general al PCUS-ului. Principala teamă a liderilor era față de Beria și principală coaliția se petrece pentru îndepărtarea lui Beria, teama pentru represiune, determinându-i să elimine pe acesta. Ulterior, Hrușciov, aici lucrurile nu sunt foarte clare dacă îl convinge sau îl forțează mai degrabă pe Malenkov să renunțe la conducerea partidului, ulterior îl înlătură din frunt și din fruntea partidului guvernului în favoarea lui Bulgarii. Elemente de simbolistică politică, discursul funerar este ținut de la partea lui Stan de Malenkov, Belia și Molotov, Hrușciov a lipsit. Nu vrea să se asocieze. Și elementul de maximă importanță, de distanțare, reprezintă sigur discursul secret din 1956, care e un fel de ucidere imagologică a lui Stan, ca să inaugureze un nou stil. Acum vă propun foarte succint să ne uităm modul în care se realizează schimbările politice în Europa de Est. Și încep de la vest la est. RDG-ul Walter von Ulbricht, în 1971, liderul inițial, fondator al RDG-ului, este forțat să demisioneze din fruntea partidului din cauza bolii, dar de fapt motivul real era refuzul acceptării noi post-politic a înțelegerii cu Occidentul. Sigur, el rămâne președinte al RDG până în 1973, sper că dimensiunea de stat, dar e o chestiune relativ puțin importantă, puterea s-a aflat la partid. În succesorul său este îndepărtat, Erich Honecker este îndepărtat în 1989, în urma unui complot sprijinit de Glasnost, o sprijinit de sovietici, motivul fiind a fapt lipsa de aderență la Glasnost. Polonia, și e foarte interesant, este cazul cu cele mai numeroase succesiuni și de schimbări de lideri. Boleslav Bierut, liderul primei generații comuniste, moare în condiții misterioase în 1956, în timpul Congresului al 20-lea Partidului Comunist. Îi urmează pentru o scurtă perioadă Eduard Kocar, succesor al lui Bierut, care însă incendiază puterea lui Gomul, ca urma protestelor muncitorești de la Bosnia din iunie 1956. Gomul, ca este lider din aceeași primă generație, are inițial atitudinea mai liberală, dar este înlocuit de Gierek în 1970, după revolta muncitorilor de la șantierul de la Gdansk, în urma unui complot de la vârful partidului, având, desigur, acordul lui Brejnev. Îi urmează Gierek, care îi cedează puterea în 1980 lui Kania, deoarece era bolnav. Iar Kania este înlocuit în 1981 cu Jaruzelski, deoarece se împotrivise Uniunii Sovietice. Ungaria, cazul, deci Matija Zsarákosi a fost înlocuit sub presiunea URSS-ului în iunie 1956 de Ernő Gyero, care cedează puterea în favoarea lui Kádár, se difurcă puterea, fapt puterea în partida lui pentru Kádár și cea de a discutat guvernului pentru Imre Nagy.
După Revoluția Maghiară, Cada rămâne la putere, cu prin sovietic, dar demisionează abia în 1988, în povara lui Carlos Gross. Cehoslovacia, tot așa, liderul primei, primul lider, lider fondator al Republicii Comuniste, Clement Volvat, moare în 1953, fiind urmat de Antonin Novotný, care are o domnie, să spunem, o conducere destul de lungă, până când Alexander Duce îl înlocuiește în ianuarie 68, în urma unui complot, de fapt, din interiorul partidului. Iar Duce, liderul primă venită la Praga, profesor Savalt, este înlocuit în aprilie 1969 de Cusac, care rămâne în fruntea partidului până la căderea regimului comunist în noiembrie 1989. Bulgaria, Vulko Tiakhankov, este lider al partidului, înlocuit în 1954 cu ajutorul Moscovei, în contextul de stabilizării, Fyodor Žižko, care rămâne la putere până în 1989. Iar Albania este singurul cadru al țării cu un singur lider, Hoxha. Aș vrea să ne uităm puțin și la modelul chinezesc. Pentru că este, cred, foarte interesant și care arată importanța factorilor culturale și raționale, adică tradiții istorice, sub modul în care se realizează succesiunea. Și anume, în 1969, aflat deci în viață, Mao îl desemnează de succesor pe Lin Biao, ministrul apărării. Dar în 1971, Lin a fost ucis într-un accident de avion, de fapt, în timp ce fugea din China, după o presupusă tentativă de asasinat asupra lui Mao. China este de asemenea un caz special, pentru care doi lideri au aproape de aceeași greutate, Zhou Enlai moare primul în 76, iar Mao, în septembrie 76, se refuză o succesiune dinastică și banda celor patru, așa, banda celor patru condusă de văduva lui Mao, este arestat și se refuză o astfel de formulă. Deng Xiaoping ajunge inițial la putere în 1978, învinge pe succesorul perpetratului Mao, Guo Feng, care a fost de asemenea desemnat succesor și care devenise, după moartea lui Enlai, premier și ulterior lider al partidului și președinte al șef al Comisiei Militare. Deci avea toate aturile. Foarte important, deci, a fost împotriva revoluției culturale și a unui nou, val de industrializare propuse de Hua, astfel încât Hua demisionează în 1980 de premier, din 1981 din cea de lider al partidului. Și, evident, competiția dintre Deng și Hua avea o dimensiune ideologică, respectiv drumul pe care trebuia să-l urmeze China. După moartea lui Deng, Jiang Zemin devine succesor și acesta se consacră, dacă vreți, influența moștenirii confucianiste și tradiției imperiale și a mandarinilor, o tradiție negociată, iar într-un ulterior se impune limitarea puterii la două mandate la 10 ani. Alte modele comuniste ex-europene este cel al Coreei de Nord cu succesiunea dinastică, singura succesiune cu adevărat dinastică, Kim Il-sung, liderul fondator, moare abia în 1994, îi urmează fiul Kim Jong-il, care moare în 2011, și Kim Il-sung, cum știm, este în viață. Și de asemenea, în Cuba, se produce o succesiune în interiorul familiei. În 2008, Raul Castro preia puterea de la fratele Fidel. Unde se află România în acest peisaj pe care l-am evocat lapidar, foarte succint pentru următatea în timp? Și pentru a permite aceste discuții, este, așa cum am fost evocat înainte, deci a consolidat puterea în urma luptelor interne, dar cel mai important factor pentru a înțelege succesiunea, este acela, cred eu, că nesiguranța și neîncrederea erau dominantele psihologice în rândul liderilor comuniști. În istoriografie sunt două teze importante privind ascensiunea lui Ceaușescu. Prima
teza este aceeași într-un compromis între baronii PCR, între Apostol, Stoica și Maură, și sunt semne, cred, dacă îmi întrebare dacă Apostol a fost realmente desemnat de Dejde succesor și că ar fi pierdut bătălia doar în urma pasivității sale, dar asemenea lui Motelul Sovietic și în cazul Imperia, Drăghici era considerat un liber pentru toți și este eliminat încă din 1965 din funcția de ministru al afacerilor interne și practic de conducător al securității. Și a doua teză, a doua mare teză, este cea a ascensiunii naturale, pentru că avea o influență asupra aparatului de partid. După cum știm, Ceaușescu era responsabil pentru problemele organizatorice încă din 1954. Ceaușescu produce schimbări care consolidează rapid puterea și cel mai un alt factor important, la Congresul al 14-lea, Ceaușescu refuză sau amână o succesiune dinastică după model nord-corean și finalul este pe care, din păcate, îl știm. Și acum câteva concluzii. Cele mai importante probleme apar de la transferul de putere de la liderii fondatori spre a doua generație. URSS este un caz special, deoarece are doi lideri fondatori, Lenin și Stalin. Succesiunea la a treia și următoarea generație de lideri este negociată sau se realizează printr-un puci, așa cum s-a întâmplat în Uniunea Sovietică cu îndepărtarea lui Hrușciov. O altă constatare pe care o putem concluzivă. Cu cât statul era mai important din punct de vedere strategic pentru Kremlin, cu atât implicarea Uniunii Sovietice în succesiunea politică era mai importantă. Iar din acest punct de vedere, România și Bulgaria au fost statele cu cea mai redusă, de fapt, implicare sovietică în transferul de putere politică în ansamblu regimurilor comuniste. Un important avantaj a constituit controlul asupra aparatului de partid, dar nu este neapărat un predictor pentru a arăta cine controlează partidul și asigură neapărat puterea birocratică și asigură neapărat și succesiunea. România a avut, una dintre țările cu o mare stabilitate a liderilor, dar a avut practic doi lideri pentru perioada celor 40 de ani, ceea ce a favorizat instituirea unui regim personal. În Ungaria, de asemenea, a existat un lider longeviv, Karda, dar a avut de gestionat problema unei revoluții și, sigur, concluzia care este valabilă și pentru țările noastre, aceea ar fi urmărit că puterea corupă, iar puterea absolută corupă, mod absolut. Mulțumim, domnule Florin Abraham, pentru imaginea oferită și pentru încadrarea imaginea de asemenea oferită și pentru încadrarea unii în peisajul creat. Vă rog în continuare pe domnul Dan Cătălin să prezinte comunicarea cu timpul principale direcții ale politicii interne și externe românești la finele regiunii de Iubiei de Iubici. Stimați colegi, întrucât anul acesta se împlinesc 50 de ani de la schimbarea de lider care s-a produs la vârful regimului comunist din România prin decesul lui Gheorghe Udrej și alegerea lui Nicolae Ceaușescu în calitate de succesor, am considerat utilă pentru discuțiile din cadrul conferinței noastre, Daniel Numaia zice, realizarea unei scurte radiografii a politicii interne și externe românești la sfârșitul anului 1964, început de 1965, cu alte cuvinte, a ceea ce a însemnat moștenirea politică lăsată de Gheorghe Udrej. Această privire de ansamblu mi se pare cu atât mai necesară, cu cât i-ar facilita o eventuală comparație cu ceea ce va însemna regimul Ceaușescu, cu ceea ce noul lider a preluat din moștenirea respectivă și unde s-a distanțat de predecesorul său. Desigur, realizarea acestei radiografii reprezintă punctul de vedere al subsemnatului,
care nu e obligatoriu să fie împărtășit și de ceilalți participanți la ședință, dar poate servi ca refer sau bază de discuție. O privire retrospectivă asupra regimului condus de Gheorghe Udeci ne arată că, în general, între politica internă și cea externă din această perioadă, politica României, a existat o relativă coerență. Fie că vorbim de perioada stalinistă, post-stalinistă, neo-stalinistă sau de perioada deschiderii. Am văzut sat undeva între 61-60. Ca să ne referim doar la această din urmă perioadă, observăm că atunci când a început deschiderea pe plan intern, ea a fost urmată și de o politică de deschidere în plan extern. Cele două demersuri nu au avut neapărat aceeași intensitate. Dar un lucru e cert, au urmat aceeași direcție. Mai mult decât atât, ele s-au susținut reciproc. Pentru ca deschiderea externă să progreseze, și aici am în vedere, în primul rând, dezghețarea relațiilor cu vestul, pentru ca demersul românesc să aibă credibilitate, a fost nevoie de pași concreți și de deschidere în plan intern. Și invers, pentru a susține dezvoltarea internă, creșterea economică și a calității vieții, a fost nevoie de a se deschide porțile comunicării cu Occidentul. S-a creat astfel un cerc pozitiv, de ale cărui efecte au beneficiat toți cei implicați, actorii interni și externi, elita politică și societatea românească în ansamblu. Așadar, atunci când e analizată politica regimului Udeci, consider că nu poți să te referi exclusiv la aspectele de ordin intern sau numai la cele de ordin extern, pentru că ele s-au intercondiționat în mare măsură. Acum, trecerea de la politica de forță la politica de destindere, de tip contract social, a avut ca punct de inflexiune, după părerea mea, în 1960-61. Până la mijlocul decenului 7, noua politică s-a dezvoltat pe mai multe direcții și a căpătat consistență. În cele ce urmează, voi prezenta pe scurt principalele componente ale acestei politici, prezumându-mă doar la unul, două aspecte pe care le consider cele mai relevante. O primă componentă este reducerea represiunii. Semnalul a fost dat la plenara din noiembrie, decembrie 61, prin lansarea celei de-a doua campanii de destalinizare, dar pe parcursul anilor următori, sub influența mai multor factori, procesul s-a extins. Nu am în vedere doar membrii de partid, ci și spre cele mai multe categorii sociale s-a extins. Fenomenul cel mai spectaculos, cu un puternic efect psihologic asupra populației, a fost eliberarea tuturor deținuților politici într-un interval de numai 2 ani și jumătate. Între 1 ianuarie 1962 și 24 iulie 1964 au fost grațiați de pedepsele cele mai aveau de executat un număr de 12.488 de condamnați politici. În aceeași perioadă au fost eliberați, ca urmare a executării întregimea pedepsei, un număr de 2.547 de condamnați politici. Obiectivul autorităților fusese acela ca până la 20-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist, adică până la 23-64, să nu mai existe niciun deținut politic în țările din România. Au existat și alte elemente complementare, s-au ridicat restricțiile domiciliare pentru persoane aflate în deportare, au început să se ridice restricții pentru accesul în facultăți sau la angajarea în muncă. Un început timid de reintegrare socială a celor ținuți până atunci la index. O a doua componentă foarte importantă este cea economică. După o dezvoltare haotică întinsă pe mai bine de un deceniu, la începutul anului 1959, un grup de economiști condus de Alexandru Bârlădeanu a elaborat o schiță de program de dezvoltare pe 15 ani, 67. Potrivit acestei schițe, profilul economic al României trebuia să fie în mare următorul. O țară industrializată, în care ramura de bază să fie industria grea, ca motor al economiei. O dezvoltare multilaterală și nu sectorială a economiei, subordonarea agriculturii de către industrie. Iar principalele căi pe care urma să se realizeze,
valorificarea resurselor de materii prime interne, achiziționarea de tehnologie înalt performantă, construirea de obiective sociale, industriale moderne, creșterea producției și a productivității muncii, terminarea transformării socialiste a agriculturii. Era, după părerea mea, un model în mare măsură de inspirație stalinistă, totuși condus de oameni bine pregătiți, el va începe să dea roade. Iar economia României va face până în 1965 progrese palpabile. Aici, în acest domeniu, autoritățile de la București au fost puse în fața unei dileme majore. Să pună pe primul plan interesele de lagă, adică să cumpere tehnologie mai slab calitativă din țările ca el, să susțină necesitățile de dezvoltare ale acestor țări, majoritatea mai dezvoltate economic decât România, livrându-le petrol, gaze, energie electrică. Deși economia românească ar fi avut nevoie de toate aceste resurse pentru a recupera rămânerea lor. Să accepte diviziunea socialistă a muncii și cantonarea în sectoare economice puțin productive, precum cel al cultivării cerealelor. Aș face aici o paranteză. Și astăzi există asemenea presiuni din partea organizației în care România se află, din partea Uniunii Europene. Aș lua ca exemplu numai problema gazelor și presiunile care se fac pentru ca România din gazele sale să dea și celorlalți, deși aceste gaze nu ajung nici pentru necesarul de consum intern. Deci iată cum uneori istoria se repetă la niște intervale de timp. Ideea este cum reacționezi la astfel de moment. Sau, revenind la comunicare, să se conducă după interesul național, respectiv apărarea intereselor de dezvoltare ale României. Opțiunea va fi făcută în această a doua direcție. Interesul național va începe să prevaleze în fața intereselor de lagă, a internaționalismului proletar. O altă direcție a fost creșterea nivelului de trai și a calității vieții. A început să crească nivelul de trai, grație progreselor înregistrate la nivel general de economie. A început să se acorde o mai mare atenție producției bunurilor de larg consum. Iată, Gheorghe Vasilichi, președintele Cooperației de Consum, spunea în 1960, oamenii vor să trăiască mai bine, să aibă aparate de radio, televizoare, răcitoare, biciclete, vor mobilă bună, covoare, perdele, stilouri. Societatea românească făcea astfel primii pași în era consumerismului. De asemenea, s-a îmbunătățit și calitatea vieții, au fost construite mai multe spitale, școli, locuințe. De asemenea, s-au înmulțit posibilitățile de petrecere a timpului liber. Au fost construite, ori modernizate, stațiuni la mare și la munte, deschise cluburi, discoteci în care să asculta multă muzică occidentală. Nu doar românii erau beneficiari. A fost pusă în practică o întreagă strategie de atragere a turiștilor străini, occidentali în primul rând, ceea ce aducea bani pentru România, dar și o imagine mai bună în afară. Și aș menționa aici acel filmuleț de propagandă, reclamă, care circula cu câțiva ani pe televiziunile românești, făcut în 1964, mi s-a părut de o excelentă calitate, dacă ținem seama și de perioada când a fost făcut, a zice chiar pe alocuri mai bun decât ceea ce se face astăzi. Componenta culturală a avut trei direcții principale. Începerea reconectării la valorile culturii naționale, tradiționale. Oameni de cultură interziși până atunci în motive politice au fost reintroduși treptat în paginile revistelor și cărților. O a doua subdirecție, reluarea legăturilor cu Occidentul. Aici aș menționa că a fost vizat în primul rând accesul la cunoștințele tehnice occidentale, fie prin trimiterea de cercetători la studii, fie prin importul de literatură tehnică, dar vestigii au condiționat această deschidere, acest acces de o anumită deschidere și în domeniul umanist, ceea ce până la urmă regimul de la București a acceptat. Astfel de discuție a fost cu francezii în toamna lui 1963 și reacția lui Gheorghe Udej a fost până la urmă, sigur, România va accepta și această literatură contemporană
condiția pe care o puneau francezii, dar cu condiția ca la graniță grănicerul ideologic să fie cu baioneta la armă. De asemenea, au început în această perioadă discuțiile pentru redeschiderea reprezentanțelor culturale franceze, britanice și americane din România. A treia subcomponentă, desovietizarea și derusificarea culturii românești. Aici nu mai insist, doar menționez acțiuni simbolice, precum desfințarea Institutului Maxim Gorki, Muzeul Româno-Rus, Institutul de Studii Româno-Sovietic, editura Cartea Rusă, reducerea activității ARUS, pierderea statutului limbii ruse de limbă obligatorie. Componenta națională, o altă componentă importantă, care a avut ca principal domeniu de manifestare domeniul economic, prin apărarea intereselor de dezvoltare ale României în fața presiunilor sovietice și celorlalte țări din Caier. Apoi s-a extins la nivel de partid, prin afirmarea egalității între partidele comuniste și contestarea hegemoniei pe CUS, respectiv și la nivel de stat pe aceleași principii. A început să se redescopere treptat cultura națională, istoria națională, a reapărut chiar în discuție pe parcursul anului 1964 problema Basarabiei. În ceea ce privește politica externă, a avut și ea trei direcții principale de acțiune. Relația fundamentală a fost cea cu Uniunea Sovietică și subsecvent cu țările Caier. După ce până la sfârșitul anilor 50 România fusese considerată unul dintre cei mai fideli sateliți ai Uniunii Sovietice, situația s-a schimbat la mijlocul anilor 60. România a început să fie percepută ca liderul de pluton al țărilor este europene, la capitolul independență față de URSS. Am descris mai înainte disputele care au apărut pe parcursul anilor sau în prima jumătate a anilor 60 cu Uniunea Sovietică, în special pe problemele de dezvoltare și de politica de reformare a Caier. Treptat s-a ajuns la o luptă efectivă pentru afirmarea suveranității, care a avut ca punct culminant declarația din aprilie 64. Aș menționa totuși aici că Gheorghiu Dej, deși a luptat hotărât pentru acest obiectiv, a fost suficient de pragmatic pentru a nu forța lucrurile dincolo de anumite limite. Nu a rupt relațiile cu RSS, nu a ieșit din Caier sau tratatul de la Varșovia, a evitat chiar orice mediatizare excesivă care ar fi putut să-i agaseze pe sovietici în jurul problemei independenței. A doua componentă importantă, relația cu Statele Unite și în general cu Occidentul. Așa cum am spus, principalul obiectiv l-a constituit achiziția de fabrici și tehnologie înalt performantă. Condiția acusă de occidental pentru eliberarea licențelor de export, deschidere în plan intern pentru a se realiza progrese la nivel politic. De ce erau ei cei mai interesați? În general de reducerea represiunii și politica drepturilor omului. Un exemplu, pe germanii condiționau, de exemplu, de problema repatrierii etnicilor din Germania în România. Americanii anumitau și liste cu persoane care solicitau vize de ieșire din țară pe probleme umanitare, reîntregirea familiilor. A spune că relațiile cu Statele Unite s-au dezvoltat atât de spectaculos, încât în 1964, cu vizite lui Gaston Marin, s-a discutat chiar și problema unei eventuale achiziționări de centrală electrică nucleară, obligată să furnizeze tehnologie nucleară în acea perioadă unei țări comuniste. Numai faptul că se discuta așa ceva, se pare foarte, foarte important. Și a treia componentă, relația cu China, aici aș menționa că apropierea de China a avut o dublă conotație. A echilibrat din punct de vedere ideologic poziția conducerii de la București, servind drept pavăză la acuzele de trădare a marxist-leninismului prin colaborarea prea avansată cu Occidentul, și a răspuns unei necesități strategice a
la României, deblocarea manifestărilor hegemonice ale Moscovei în interiorul grupului comunist. Am menționat prima direcție, prima componentă avea în vedere faptul că totuși între Statele Unite și China era o adversitate incredibilă. Și cu toate astea, România a reușit să manevreze în această relație. În concluzie, pe toate direcțiile enunțate mai sus, în a doua jumătate a anilor 60, au fost înregistrate progrese. În unele domenii mai importante, altele mai timide, au existat totuși limite, ezitări, blocaje, inerții, sacrificii mari, vezi situația din agricultură, unde s-a forțat finalizarea colectivizării. Totuși, pas cu pas, România începea să recupereze, să arate mai bine, să fie mai atractivă, să prezinte interes. Mulțumesc foarte mult! Te mulțumim și noi, domnului Cătălun, și în continuare, în dimineața, domnul Florian Banu, să prezinte comunicarea Poarta lui Gheorghe Gădiu Deș, deces din necesități istorice sau moarte naturală. Este auditor, doamnelor și domnilor, doresc, în primul rând, să-l felicit aici, la ta, pentru Trudul pentru inițiativa care a avut-o de a organiza această conferință. Iată, se primesc 50 de ani de la singura succesiune de la putere sfințivă, schimbare de lider în timpul regimului comunist și 25 de ani, puțin pe 25 de ani de la dispariția acestui regim. Așadar, se poate spune că există premisele realizării unei analize istorice a acestor evenimente. Ce mă privește, evident, nu intenționez o tardivă anchetă judiciară referitoare la moartea lui Gheorghe Iudeș. Mă bucur foarte mult pentru faptul că organizatorii au aranjat de așa manieră comunicările încât ele au succesiune logică. Intenționam să fac o scurtă reconstruire a epocii istorice, a contextului politic intern și internațional în care și-a trăit ultimii ani de viață Gheorghe Iudeș. Astfel încât să placez evenimentul într-o frescă istorică veinică. Acest lucru a fost făcut de antevorbitorii mei, domnul Florin Abraham, a făcut și o necesară radiografie a modului în care succesiunea la putere s-a petrecut în alte areale geografice, iar domnul Dan Cătănuș a lăsat pe aia situația internă și externă a României la momentul dispariției lui Gheorghe Iudeș. Așadar, multă nu e de făcut decât să analizez cele două curente principale care se manifestă în istoriografia română cu privire la dispariția, la moartea lui Gheorghe Iudeș. Avem un curent pe care l-am făcut numit raționalist, bazat pe interpretarea critică a evaluărilor istorice. Iar un al doilea curent care pleacă de la axioma existenței unei conspirații și pe care de conținut analizează evaluările istorice în conformitate cu enunțul inițial. Vom începe analiza prin prezentarea derulării evenimentelor din momentul semnalării primelor simptome ale bolii lui Iudeș, în a doua jumătate a lunii ianuarie 1965. Momentul este bine stabilit, atât de către memorialiști, cât și de către documentele oficiale. Iată, Paul Sfert, cu fostul șef de cabinet al Gheorghe Iudeș, spune că, citez, Gheorghe Iudeș a murit de cancer la plămâni, boală care s-a generat într-un timp foarte scurt. Faptul că simptomele bolii au apărut sub forma unei gripe virotice, în timpul când se afla în capitala Poloniei la sesiunea din ianuarie 1965, tratatul de la Varșovia, a dat naștere la speculația că îmbolnăvirea a fost provocată de cercuri politice străine interesate de dispariția sa. Personal nu cred așa ceva, deoarece cunoșteam din ceea ce mi-a povestit referitoarea data sa că încă din copilărie, de la vârsta de 13 ani, a fost bolnav de plămâni. Am încheiat citatul. Deci, iată, Paul Sfertu plasează debutul bolii în timpul când se afla în capitala Poloniei. Maurer pomenește la un moment dat că, de fapt, deși simțea rău chiar înainte de a pleca la Varșovia, intenționând chiar să trimite numai pe el și el să rămână la București. Un alt memorialist, Dumitru Popescu, la momentul respectiv redactor șef al ziarului Scânteia, referindu-se la același moment al debutului, spunea următoarele. Citesc, moartea lui Deș ne-a luat prin surprindere pe toți. Întâmplarea a făcut să-l cunosc bine pe profesorul Gârdea, care a pus diagnostic un mare orist. Lucra în calitate de medic consultant la Colțea când mi-a relatat faptele. A fost să-l vadă pe Deș, care a acuzat o răgușeală, o usturime în gând.
Și acum îl citează la rândul său pe, pe medicul Gârbea. L-am consultat și am văzut ceva suspect, niște pete roșii, semnele indici și fratele, pentru mulți, are un posibil cancer. I-am cerut permisiunea lui Dej să fac un consult general. S-a cam mirat de pretenția mea, dar a acceptat-o. I-am palpat ficatul și am găsit o tumoare cât pumnul. Mi-am dat seama că făcuse metastază. Am cerut permisiunea să ies puțin, l-am găsit pe Ministrul Sănătății Voinea Marinescu și i-am spus: domnule ministru, dumneavoastră ați consultat pe Lovar Ștești? Nu. Dumneavoastră nu știți ce boală are? Nu. A făcut metastază. A înnebunit. Ministrul a înnebunit. Nici acum nu mi-a explicat cum a fost posibil ca medicii lui Dej să nu descopere cancer. Deci, iată o altă versiune, venind de aceasta, tot l-am spus, de la Dumitru Popescu. Cert este că boala lui Dej a fost ținută secret, așa cum ne-a arătat domnul Florin Abraham. Era o tradiție în acest sens, liderul rămânea lider până în momentul când își dădea sufletul. De avea în 17 martie 1965, a avut loc o ședință penală a CCU-ului și cu această ocazie au fost informați oficial membrii Comitetului Central de boala care îl măcina pe Gheorghe Dej. Cel care a condus cu mână sigură ședința și poate fi semnificativ și pentru preluarea puterii a fost Nicolae Ceaușescu, pe 17 martie. Și o să reproduc un scurt citat. Nicolae Ceaușescu: am dorit să informăm plenara în legătură cu starea sănătății tovarășului Gheorghe Dej. Cred că este bine, tovară, să dăm acest comunicat, pentru ca să nu dăm loc la tot felul de comentarii, de ce nu am fost la sesiunea Marea Adunării Naționale, și pentru că opinia publică să se cunoască. Cred că nu e necesar să mai punem la vot. Deci, foarte sigur, pe el a impus direct textul care era destinat publicării și care suna pe următor: buletin medical. Tovarășul Gheorghe Dej, prim secretar al Comitetului Central al PNR, președintele Consiliului de Stat al RPR, suferă de o acțiune pulmonară care în ultimul timp s-a agravat din apariția de complicații hepatice cu icter și insuficiență hepatică. Se aplică tratamentul corespunzător. Și semna un ordine profesorul Voinea Marinescu, ministrul Sănătății Academician Nicolae Lucu, profesorul Peter Scurice, profesor dr. Constantin Nicolau, profesor Ioan Brugner, Constantin Anastasat, profesor Leon Bercu, dr. Alexandru Dumitru. În seara zilei următoare, pe 18 martie, Biroul Politic a convocat din nou membrii CCU-ului, o ședință extraordinară la ora 23. Pe ordinea de zi se aflau doar două puncte: o informare în legătură cu starea sănătății tovarășului Gheorghe Dej și aprobarea textului unei scrisori pe care CCU-ul i-a adresat lui Gheorghe Dej. Nu mai dau citire textului, era urât, sănătate, susținere tovarășească și așa mai departe. Cert este că sfârșitul lui Dej a fost foarte aproape, a doua zi acesta a încetat din viața. Referitor la acest moment, avem o mărturie a lui Emil Bodnăraș, care în timpul discuției cu ambasadorul Chinei la București, discuție care a avut a doua zi, deci pe 20 martie 1965, îi comunica ambasadorului următoare, referitor la boală. A fost o evoluție explozivă, de o agresivitate rar cunoscută în cazuri similare. Noi am fost de fiecare dată în trecut depășiți în previziunile noastre de boală. El a fost conștient tot timpul. Ieri, la ora de 14:30, când am fost la el după sesiunea Marea Adunării Naționale și am avut o ședință a Biroului Politic, deși situația a fost foarte gravă, se simțea foarte rău, a înțeles ce am spus. Ne-a răspuns foarte bine, foarte bine. Ne-am luat rămas bun, ne-a spus la revedere, pentru că după o oră și jumătate, tensiunea se scadă brusc la 9, apoi la 8 și a intrat în comun. Am citat. Versiunea oficială, comunicată membrilor OTC, de către Ministrul Sănătății Voinea Marinescu, era următoare. Citez. Primele semne clinice ale bolii au apărut în a doua jumătate a lunii ianuarie 1965, deci aceeași perioadă și aici în mod oficial, cu manifestări de bronșită, cu expectorații rare, seromucosanghinolente, examene radioscopice, examene radiologice, au constatat un proces pulmonar infiltrativ, la nivelul hilului pulmonar drept, iar examene microscopice repetate ale sputei, ele reprezintă decelele neoplastice. Începând din 23 februarie 1965, se observă clinic o creștere rapidă a ficatului, în vârstă de susținută. Examinările clinice și de laborator evidențiază prezența de formațiuni tumorale hepatice. Se stabilește diagnosticul de neoplasie pulmonară și hepatică. Consultul cu specialiști în sănătate confirmă diagnosticul statului. Cu tot tratamentul recomandat și aplicat de consultul medical, boala continuă să evolueze datorită caracterului agresiv și de diseminare a neoplaziei, determinând o evoluție gravă și rapidă cu sarea unui iter intens și insuficiență pe patul renală. În cursul zilei de 19 martie 2004, bolnavul intră în comă și sucumbă la orele 17 și 43 de minute. Așadar, prima ipoteză de lucru pe care o putem lua în calcul ar fi moartea naturală a lui Gheorghe Dej, în urma agravării unor probleme mai vechi de sănătate. Referitor la acestea, aș reveni la ce spunea Paul Spetcu, deci acesta afirmă că ar fi aflat la Dej că era bolnav în pentru copilărie.
Ba mai mult spune că deja a fost diagnosticat în închisoare cu TBC pulmonar și poate că aici există și niște urme în dozare, nu am văzut așa ceva. Boală pe care a tratat-o după 1944, inclusiv în URSS. De asemenea, spune spectrul în 1957, deci nu ar fi participat la constituirea Partidului Comunist și Muncitorești ce a avut la Moscova, deoarece, citesc, timp de peste 90 de zile, 3 luni, a fost bolnav cu diagnosticul gripă virotică. Plecând la aceste argumente, sper cu concluziona. Deci, Gheorghiu deja a avut probleme cu sănătatea plămânilor săi, pe depinde de la copii. Iar boala are cineva pe el, dezvăluindu-se în final, cu o intensitate în care organismul nu i-a putut face față. Și aceasta cred că a fost cauza dispariției premature a uneia dintre cele mai proeminente și mai controversate personalități politice ale poporului român. Am încheiat citatul. Deci, aceasta ar fi opinia unui om care l-a cunoscut foarte bine. Pe deja lucrat în apropierea sa, de mai mulți ani. Cert este că în anii 1963-64, semne ale înrăutățirii și de securitate a liderului român erau tot mai frecvente. În noiembrie 1963, deja a fost supus chiar unei operații chirurgicale. Operație confirmată și de Gheorghe Apostol. Acesta spune că după ce a stat internat la Elia și a fost operat, ulterior s-a refăcut, a avut convalescență la Timișul de Jos. În sfârșit, sunt mai multe măsuri în acest sens. În ianuarie 65, starea s-a agravat rus. A apărut această comisie de specialiști din Franța, cu concluzii similare cu cele ale medicilor români, în ce privește diagnosticul. Singura întrebare care s-ar naște aici ar fi de ce s-a pus atât de târziu diagnosticul fatal. Memorialiștii adâncă că specialiștii străini ar fi afirmat că au venit prea târziu. Au fost chemați prea târziu. În afară de această întârziere în diagnosticare, în opinia noastră, moartea unei persoane în vârstă de 64 de ani, care avea probleme de sănătate serioase de ceva vreme și care executase 11 ani de pușcărie, în închisorile de Jilava, Băcărești, Aiud, Ogdeale Martov, Tana, Caransebi și Lagru Târgu Jiu, chiar dacă acele condiții de închisoare poate că au fost uneori mai legere, așa cum ne spunea domnul director puțin mai devreme. Deci această moarte nu apare chiar atât de incredibilă, dacă să o prezinte susținătorii celei de-a doua ipoteze, referitoarea la moartea. Deci aceea prin iradiere. Cea de-a doua ipoteză are suficient de mulți adepți. În liniile mari succesiunea evenimentelor stabilite de cei care susțin asasinarea de către serviciile secrete sovietice ar fi următoare. În 24-26 iunie 1963, deci a efectuat o vizită la Moscova, pe auzita problema de Caiapu și ratatul la Varșovia, iar la întoarcere din această vizită, lui Deji a fost depistat o hematurie, nu știu cum să spun exact, masivă, predominant terminală. Încă din această fază, în opinia noastră, apar și primele contradicții. Astfel, domnul Cristian Dorocotă, pe care am bucuria să-l salut în sală, notează că, citesc, până la acea dată, liderul de la București se bucurase de o sănătate de fier. De unde s-a dedus că pe timpul șederii în capitala sovietică este iradiat. Ori mărturile unor apropiați, de exemplu, Spetcu, susțin altceva. Scenariul asasinării include și operația pe care deja a făcut-o în noiembrie 63, operație numai care a fost declarată nesănătos. Mâna întâi în executarea operației și responsabil pentru diagnostic ar fi fost doctorul Molin, un personaj misterios, bănuit a fi fost omul serviciilor secrete sovietice. Alte contradicții teme de acest semnalat se registrează din nou în narațiunea asasinării. Astfel, se susține existența a două consultații efectuate în septembrie 1964 de către Citez, Somitățea de Științe Medicale Românești, în urma cărora s-a constatat existența cancerului, deci în septembrie 1964. Din nou, în scenariu apare doctorul Morin, care a fi prescris un tratament total contraindicat, bazat pe iradieri masive. Se ridică inevitabil întrebarea dacă deja avea o încredere oarbă în doctorul Morin, de ce a mai apelat la consultul celor două Somități ale Științei Medicale Românești. De ce nu au prescris aceștia un tratament și de ce deci s-a bazat doar pe tratamentul prescris de Molin? În continuare, adepții ipotezei asasinării susțin că baronii lui Deji au trecut sub tăcere probleme de sănătate ale acesteia până în ianuarie 65, atitudine care sugerează fie complicitatea, fie faptul că erau, citesc, cu frica noastră. Cu toate acestea, cum se explică faptul că unii din baronii intervievați după 1989 își mențin versiunea? Chiar dacă nu au recunoscut asasinarea lui Deji de către sovietii la vremea respectivă, după 40 de ani, puteau măcar să dea de înțeles cumva că Moscova a fost implicată sau că se simțea rău încă din 63-64. Un susținător înfocat al ipotezei asasinatului este Ion Mihai Paceva, dar și relațiile sale sunt pline de contradicții ca în multe alte cazuri de altfel.
Potrivit lui Pacepa, Tesla, abia întors de la Moscova, ar fi spus, citesc, numai pe jumătate în glumă, în 21 februarie 1965, m-au otrăvit ca GPU. Așa cum semnalat și domnul Cristian Trumpu, deci nu făcuse în acea perioadă vreo otrăvire la Moscova. Și, așa cum a spus, în 19 general, sunt la Vașovie, tot acela. Să spunem că i-a jucat o festă domnului general Traioare. Dar același Pacepa afirmă că, citesc, la alegerile pentru Marea Adunare Națională din 12 martie 65, deja arăta viguros și plin de viață. O săptămână mai târziu, el a murit de o formă de cancer galopant. Deci, într-o dată, o altă imagine asupra revoluției bolii. Un alt contemporan al evenimentelor, în opinia mea, cel puțin la fel de credibil, susține să contrar. Paul Niculescu Mizil a afirmat că Gheorghiu Dej nu a fost prezent la adunarea de circunscripție electorală din Ghita Roșie, unde candida pentru că se simțea rău și a preferat să se adreseze alegătorilor printr-o înregistrare televizată. Ba mai mult, potrivit lui Mizil, prima versiune a înregistrării era nedifuzabilă, pentru că, citesc, o bună parte din cuvântare nu ieșea bine. Textul era de neînțeles, cuvintele se pierdeau în puseuri de respirație grea, vocea era stinsă, avea scuze. Vizibilitatea stării proaste de sănătatea lui Dej în această perioadă este confirmată și de Constantin Mitea, ulterior consilierul de presă al Nicolae Ceaușescu. Acesta spune, simplu redactor fiind, la momentul martie 65, am fost trimis de redacție să scriu un reportaj de la o secție de votare din cartierul Grivița Roșie, secție unde urma să vină pentru a-și exprima votul, Gheorghiu Dej. Nu-l văzusem de prea multe ori, dar, văzându-l atunci de aproape, m-am cutremurat. O față galbenă de bord viu, o privire de animal înjunghiat care își cerea parcă iertare la cei din jur. Abia putut intra, sprijinit Ion Gheorghe Maură, în secția de votare. Exact o săptămână după aceea, Gheorghiu Dej și-a stins definitiv privirea obsedantă, se cerea de cancer. Am închis citatul. Dar o contradicție, cred eu, că demonstrează tehnica lui Pacepa de a deforma lucrurile în portarea spectaculosului. Tendință pe deplin demonstrată, în opinia mea, de pasajul în care acesta relatează cum Ceaușescu i-ar fi confiat lui un ofițer care a rezivat la omorme, la acea vreme, următoare lucru. Citez. Asasinat de Moscova. Celebrat în elecție Nicolae Ceaușescu câteva luni mai târziu, când mi-a ordonat să procur detectoare de radiații în Occident și să le instalez în birou și locuința lui. Teama pe care a citit-o pe față m-a convins că nu glumea. Era de de pe eu, mi-a explicat Ceaușescu. S-a stabilit la autopsie. Și am închis citat. Înclinația spre fabulații care se creeze cititorul imaginea unui Pacepa conviv al personajelor înalte din conducerea partidului este evidentă. Ce nevoie avea avut personajul numărul 1 al țării să îi explice lui Pacepa nevoia de detectoare de radiații când un simplu ori mai scurt de ajuns. Nu mai discutăm faptul că Pacepa nu lucra în direcția de securitate și gardă a securității, ci în direcția generală de informații externe, la vremea respectivă, iar detectoarele de radiații nu era o realitate în România la vremea respectivă. În anul 1965 nu era nevoie să fie înfărțina dumneavoastră a spionajului procurarea de astfel de detectoare. Mai există și o altă versiune, conform care asasinarea lui Dej prin radiere a fost plănită cu mult înainte. Și aici mergem la toamna anului 1956, când, potrivit unor relatări, Ion Constantinescu i-a fi dăruit lui Dej o casetă care conținea minereu radioactiv din exploatările societății Fevron Quartier, de la Băița și Mâncuna Oraș. Ion Constantinescu se pare că ar fi insistat ca Dej să păstreze cadou pe biroul său, ca pe un obiect decorativ. Caseta depozitată în anticamera lui Gheorghiu Dej în dolap metalic ar fi stat la originea decesului lui Ion Vladu, predecesorul lui Spectrum. Acesta a murit din cauza unui cancer la stomac. Specialistul trimis în 1963 de Bujor al Moșar, ministrul minerilor, să măsoare radiațiile șantionului, nu a reușit acest lucru, nivelul radiațiilor depășind calibrarea aparatului de măsură. Informat asupra acestui fapt, se pare că Dej ar fi spus, citez, Miron n-a adus caseta de minereu cu gânduri necinstite. Și am încheiat citatul. Asta este relatarea lui Spectrum. Așadar, fără a contesta în mod absolut posibilitatea unui asasinat politic, considerăm că până la apariția unor dovezi ceva mai credibile, aceasta rămâne o simplă ipoteză, care este șubelă din multe puncte de vedere. Pentru a încheia analiza acestei ipoteze, ne vom adresa spre vechea întrebare cât protest. Fără îndoială că Moscova a fost limitată de politica promovată în ultimii ani de viață de monoligal din România. Dar, unu, dacă sovieticii ar fi dorit lichidarea fizică a lui Dej, ar fi ales o metodă atât de lentă și nesigură, în caz că se accepte reagirea lui Dej pe iunie 63, oferindu-i timp acesteia suficient pentru desăvârșirea multor din acțiuni planificate, cum a fost exemplu de gaze în anul 64. 2. Dacă reagirea s-a pus în ianuarie 65, sovieticii, e valabil și pentru prima întrebare, sovieticii nu s-ar fi implicat și în problema succesiunii la putere,
impunând în locul lui Dej un personaj mai comod decât Ceaușescu, așa cum am văzut în comunicarea domnului Abraham, e fiecare când sovietici au plănuit eliminarea unui lider, au avut grijă să nu lasă la voia întâmplării succesiune. Adică să nu tăriți de la cumpuți, ceea ce în cazul domnului s-a întâmplat. Pentru a încheia, în aceste a doua ipoteze, voi spune că împărtășesc cele spuse de Paul Lucrescu de zilă de către cu această posibilitate și anume, citez, mă tem că această ipoteză nu are sfârșit de izbândă. Pentru ca să închei cu adevărat, aș vrea doar să amintesc un scurt pasaj din stenograma de 1864, apropo de ce spuneam, dacă rușii știau cam ce om mergeau ce. La vremea respectivă, delegația României aflată la Moscova a fost discuții foarte dure. Formul domnului Luga stă mărturie în acest sens, sunt trecuduse discuții de pe larg acolo. Printre problemele spinoase au fost și acelea agenturii sovietice din România. Când Maurer a spus foarte clar, aceste afirmații sunt opera agenturilor care au avut întreținere în România. Deci această problemă noi va trebui să discutăm. Partea sovietică, evident, a negat, nu știu de ce e vorba. Și Podgorni și Resecico nu știau nimic. Maurer s-a enervat și a zis, s-a discutat la București acest lucru, nu l-a afirmat pentru prima dată. Am afirmat același lucru în cadrul discuțiilor la București cu tovarășul Hrușcev, la care ați participat și dumneavoastră, îi spune unui Podgorni. Leon Terăutul sprijină pe Maurer și spune, s-a discutat, acelința au participat tovarășul Podgorni, tovarășul Păsăghin, tovarășul Andropov și tovarășul Ceaușescu a pus această chestiune. Podgorni, vizibil scos din stărite, niciodată n-am întreținut în România o agentură. Și chiar 20, chiar dacă 20 de Ceaușescu ar afirma acest lucru, nu vom fi de acord. Ceaușescu se ilustrase la vremea respectivă ca un tip foarte voluntar, foarte dur în discuții și replicile pe care le-a dat liderilor sovietici erau destul de detăioase. Așadar, dacă ați omorât pe Dej, sunt convins că ar fi manevrat de așa manieră lucrurile încât nu Ceaușescu să fie cel care se urmă. Mulțumesc pe asta. Îi mulțumim domnului Ioan Banu pentru foarte interesanta analiză realizată și în continuare rugăm pe domnul Gheorghe Ionișoru să prezinte comunicarea moștenirea lui Gheorghe Ionișoru și reabilitarea lui Pătrășan. Mulțumesc, Adina. Comunicarea mea, care a fost fără îndoială tot la această perioada sfârșitului lui Dej, începutul perioadei Ceaușescu, deci Pătrășcanul este doar, să spunem, un pretext pentru comunicarea noastră, de astfel despre el s-a scris, documentele din procesul Pătrășcanul sunt cunoscute. Sigur că reabilitarea lui Pătrășcanul din 1968 poate fi considerat ca un element care face parte din principiu, s-a vorbit aici. Chiar prima comunicare a lui a ridicat această problemă în regimurile comuniste, și anume tendința celui care vine în fruntea Partidului Stat de a arunca neîmplinirile, și slavă Domnului, într-un regim totalitar, se găsesc pe un aflat unul de neîmplinit, pe sarcina postului șef al partidului. Atacându-l pe Dej, putem spune că Ceaușescu nu făcea de susținut de exemplu de Hrușcev și celebrului raport de secret. Deci, din această cauză, de la început, ar trebui să ne întrebăm care a fost mobilul care l-a detenat pe Nicolae Ceaușescu să îl reabiliteze pe Pătrășcanu, să fi fost așa dintr-o dată o dragoste extraordinară a lui Nicolae Ceaușescu față de Pătrășcanu, sau să fie vorba, de fapt, despre altceva, și anume despre cele două chestiuni care, asta apropo de foarte interesantă comunicare lui Dan Petrenuș, cele două direcții principale pe care le-a urmărit cu Ceaușescu, și anume ca imediat ce a ajuns în fruntea partidului să-și consolideze cât mai rapid poziția de lider, și a doua chestiune, de a încerca o chestiune pe care o vedem și noi astăzi, la fiecare schimbare de guvern, de președinte, tot ce a fost până la noi a fost prost, începând de astăzi, le reluăm și noi pe toate, motiv pentru care nici până acum n-am ajuns cu autostrăzile la serie. Da, asta n-are legătură cu Ceaușescu. Probabil dacă trăia el, ajungea cu autostrada până la Paris. Sigur că, din acest punct de vedere, e foarte interesant
ce se întâmplă la 10 zile de la dispariția lui Gheorghe Iudeș, și anume, pe 29 martie, în ședința biroului politic, Ceaușescu vine și ridică problema, stimați tovarăși, de acum să lucrăm cu toții muncă colectivă, hai să împărțim între noi atribuțiile. Și ce ieșea Nicolae Ceaușescu? Mai nimic, decât Comisia pentru Controlul de Partid, Secția pentru Controlul Muncii la Armată, la Ministerul de Interne, la Justiție și Direcția Drepturilor. Adică și acolo. Celorlalți membri ai Secretariatului era să pur și simplu paliativ. Apoi, o altă chestiune care este foarte interesantă în această ședință de birou politic din 29 martie 1965, este faptul că Ceaușescu impune biroului politic să revizuiască o decizie de birou politic din 4 februarie în care se hotărâse ca congresul să aibă loc undeva mai sfârșitul anului, și Ceaușescu impune ca până la sfârșitul iulie 1965 să aibă loc congresul. Ceea ce va și întâmpla pe data 1924. Celebrul Congres al IV-lea, care devine Congresul nou al PCR și cu întreaga schimbare, și aici este o chestiune foarte interesantă, nu? Ruperea lui Ceaușescu de Crăciun și de Gheorghe Iudeș, prin schimbarea denumirii Partidului Muncitoresc un partid comunist. Pentru că, odată ce are loc Congresul, și știm cu toți acum că, dacă ne uităm și la perioada lui Iudeș și la perioada lui Ceaușescu, chestiunile interesante se petreceau în secretariat, în biroul politic, în CPX, când se ajungea deja la nivel de plenare și de congres, toate lucrurile erau foarte bine puse la punct. Acolo deja șeful nu mai spunea ce gândește și lumea aplauda. Însă pentru Ceaușescu era foarte important congresul, pentru că e una să fie acceptat de biroul politic, de Comitetul Politic Executiv, ca succesor al Iudeș, și de alta să fie ales de congres. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să privim dorința lui Ceaușescu de a face cât mai rapid acest congres să fie. Și din acest punct de vedere, putem privi cu altoi reabilitările din 68 și a doua chestiune foarte importantă pentru Ceaușescu, și aici colegul Florian Banu are merite că a scris destul de mult acest subiect, controlul pe care Ceaușescu vrea să pună asupra monopolul, de fapt, asupra securității. În care se arată că el, totul, nu mai e ca Gheorghe Iudeș, care stătea în birou, că vrea să punea căderea și citea săracul de dimineață până seara toate postiile care îi punea Drăghici, și el să fie cel care controlează securitatea, și ar face aici trimitere la o ședință celebră din 67 cu conducerea Ministerului de Interne, care șterge pe jos cu Cornel Onescu, pur și simplu, și în care le arată că el este bunul, ca să spun să spun de istorie recentă. Foarte interesant aici mai este o chestiune care se petrece până la congresul din Congresul nou, și anume la 29 aprilie 1964, Teohari Georgescu este reprimit în partid, reabilitat, practic, cu vechimea din ilegalitate. Este o chestiune, o să vedem când vom ajunge la ce se întâmplă în 67-68, o să vedem că are o conexiune directă reabilitarea lui Teohari Georgescu cu cazul Bătrâșcan. Și ceea ce este foarte interesant, că aceste reabilitări din 67-68, plenara aceea din aprilie 68, care a produs un efect extraordinar în afara țării. Atunci s-a scris Communist Affairs și Miss Europe, care au dorințe foarte, foarte bune, care analizau regimurile comuniste foarte mult pe această temă. Chiar unul din articole era de ce a fost reabilitat Bătrâșcan. Toată lumea se întreba care sunt resorturile intime, să spunem. Deci Ceaușescu, cred că 65, a instituit o comisie formată din Chirul Stoica, Vasile Patrideneț, Nicolae Grină și Ion Popescu Puțui, care să discute despre situația lui Lucrețiu Bătrâșcan, a lui Ștefan Folic și altor comuniști. De fapt, la un moment dat, într-o ședință a conducerii partidului, Ceaușescu chiar le ia gura pe dinainte și spune, trebuie să vedem ce a fost cu aceștia. Bătrâșcanul venea cel mai bine la demână, dacă a fost numai Bătrâșcanul, așa s-a scos și Folic în legalitate, pentru că, alea, sincer să fiu, nu prea știu ce era de reabilitate, pentru că el a fost efectiv un lider șters al,
al Partidului Comunist din România. Ceaușescu, nu, dacă trebuie să discutăm, ce a fost și la canal deja, dar probabil după aceea dat seama că l-au apurat pe dinainte și a renunțat la această idee. Problema unui raport care să fie prezentat conducerii partidului a fost pus apoi în aprilie 67, când atunci s-a prevăzut ca materialul care se simte deja gata să fie întâi dat pe mâna unui colectiv în care intrau Gheorghe Stoica și Constantin Turculescu, împreună cu alți tovarăși cu stații de ilegalitate, partidul în ilegalitate, e foarte importantă chestiunea pentru că și Gheorghe Stoica și cu Turculescu erau oameni care lucraseră efectiv în conducerea partidului înainte de 1944, chiar Turculescu, după cum se știe, la momentul 1944 era formal, conducătorul partidului, era primul din cei trei, în Troica, Curanghe și Vodnăraș. Sigur, de atât de timp o să încerc să știu cât de scurt pe această chestiune. Fapt este că în noiembrie 1967 exista deja documentul pregătit, documentarul pentru reabilitarea lui Bătăscan, însăși denumirea lui documentar privind unele metode necorespunzătoare folosite în anchetarea cazului Bătășcan, au arătat deja că era o chestiune cu patrii, nu? În ultima vreme la noi se spune că dacă vrei să omori o chestiune, mai faci o comisie în Parlament, în timpul comunist era invers. Dacă vrei să demontezi o chestiune, făceai o comisie care îți spunea exact ce trebuie să se întâmple și foarte multe aici la cazul Pauper Luca Giovare Dumnezeu, 53. În paralel cu această chestiune, tot undeva în vara de 67, erau pregătite și lucrurile în legătură cu securitatea. La 14 iulie, Vasile Patevineț avea deja pregătit o notă care prezintă biroului permanent al Comitetului Central, privind reorganizarea securității, documentele sunt publicate. Cele două volume editate de CNSAS de doamna Borde și la domnul și Florian Boanu, care au intrat în echipa respectivă. Iar apoi, în 16 martie 68, este adoptată o hotărâre secretă a Comitetului Politic Executiv privind activitatea Ministerului de Interne, care, practic, ce face? Este momentul în care, definitiv, partidul pune șaua pe securitate. Dacă până atunci, o să vedem ce zice Ceaușescu la conferința din aprilie 68, până atunci, securitatea era cea care urmărea inclusiv și intercepta nu doar români, ci practic întreaga conducere a partidului, cu excepția lui Gheorghiu, la un moment dat era ascultată, interceptată și urmărită. Din acest moment, căpostul este pus invers și Ceaușescu este cel care se urcă pe calul securității. Ar fi interesant iarăși un moment până în aprilie 68, și anume 9 decembrie 1967, Conferința Națională cu Partidul Comunist Român, prima conferință națională după cea din octombrie 1945, deci după 22 de ani. O conferință care este foarte importantă, deci înlunge pe Ceaușescu, deja prin secretar, și în funcție de președinte al Consiliului de Stat. Și, exact, este prima încălcare a înțelegerii din martie 1965. Chivu Stoica este trecut pe linie moartă, Ceaușescu preia și Consiliul de Stat. Mai mult, Vodnăraș este sfătuit să se, era deja mai în vârstă, să se retragă din guvern și este numit vicepreședinte al Consiliului de Stat. De asemenea, practic, este trecut pe linie moartă. Iar Chivu Stoica, ca să fie cât de cât mulțumit, este trimis la Ministerul de Interne în locul lui stăpân pe situația, acum Ceaușescu poate să își regleze în sfârșit conturile cu Drăghici, cel care a fost numit aici Berea României, și folosește pentru asta arma reabilitărilor. La fel cum 52 Gheorghiu Dej a folosit reforma monetară din ianuarie, Gheorghiu Dej folosește arma numită Pătrășcanul. În 11 martie 68 materialul pentru cazul Pătrășcanul era deja gata, aducând probe împovărătoare
care ne privindau pe Gheorghici, pe Iosif Kișinevski, concilierii sovietici ai anterioare și, desigur, pe Gheorghe Gheorghiu Prevent. Problema a fost discutată în trei etape. Mai întâi, 17-18 aprilie, a fost o ședință de prezidiu permanent, în care a fost prezentat de către Gheorghe Stoica la raportul pe Pătoșcanu și pe Boriș. Ceea ce e foarte interesant aici și vreau să vă citez un scurt extras din stenogramă. După ce este prezentat raportul, Gheorghiu Leș, cuvântul trece la Gheorghiu, care are o răbufnire și spune: eu vreau să mi se dea răspuns la anumite probleme, întrucât eu știu că aici e vorba de o răbufnire personală. Deja simțea că el este ținta. Întrucât spuneți că ați cercetat, m-ar interesa să se spună clar unde a fost bătut Pătrășcanu. A fost bătut la SSI. La mine nu a fost bătut. El era șeful Ministerului de Interne. Eu nu sunt de acord să se întunce sau să se umbrească atmosfera perioadei construirii socialismului din timpul lui Gheorghiu Dej. Eu știu că ați fost instruit să vă uiți în felul acesta. Ceaușescu sare imediat și întreabă pe Gheorghe Stoica și din comisie. De cine ați fost instruit? Gheorghe Stoica, nu ne-a instruit nimeni. Ceaușescu. A trebuit să precizeze tovarășul Trăghici. Trăghici, o să spun. Ceaușescu spune. Trăghici, nu spun. Deci, da, este foarte interesant, la care Ceaușescu spune că face și spune, consider asta ca o provocare. Și după aia Trăghici spune, am să spun eu cine sunt și provocatorii și cine umblă cu provocări împotriva mea, dar nu am mai. Asta se discută pe 17-18. Pe 22 este preluată problema mai întâi în ședința Comitetului Executiv, care pregătea plenara. Dimineața la o oră jumătate începe ședința. E prezentat un raport de data aceasta de către Vasile Patitineț, care spune între altele că în 1965, când a trimis o brigadă la o direcție din Ministerul de Interne, după ce a primit aprobarea tovarășului Ceaușescu, tovarășul Drăghici, a trebuit să aprobe cine sunt. Deci Drăghici a pus cumva la îndoială cuvântul partidului și cuvântul Ceaușescu. Și spune că a trebuit să obținem aprobarea dânsului pentru ca oamenii activiști ai partidului să poată intra în MEAI. Suspiciunea aceasta a ajuns până acolo, și asta e foarte interesant, spune Patinenes, că în 1965 au găsit în evidențele suspecților din țară 7 milioane de oameni. 7 milioane. Vă dați seama, dacă un lider al Partidului Comunist Român își pune mâinile în cap, unde se ajunsese cu suspiciunea și spune Patinenes că fost luate o serie de măsuri să se dea balanseze de această situație. Iar Ceaușescu, preluând mingea de la Patilineț, spune, și citez, nu era membru al biroului politic care să nu fi fost ascultat și urmărit de securitate. Deci tovarășul Terentici refuză să arate. Și cu membrii Comitetului Central la fel. Și apoi, Drăghici a avut o influență nefastă asupra lui Gheorghiu Dej. Nu vreau să-l apăr pe Gheorghiu Dej. Dar toți care au lucrat în biroul politic știu că nu era zi să nu vină cu tot felul de informații în care erau numai bandiți și numai bande. Nu vreau să spun că în cazul Pătrășcanu nu are vină, dar dacă Drăghici îndeplinea însărcinarea clară a Comitetului Central și venea să spună cinstit, nu am dovezi, putea în cel mai rău caz să fie scos și acuzat de deviere de dreapta de Pătrășcanu vorba. Dar nu a vrut să fie acuzat ca să nu știe să reprime pe ilegaliști, să dovedească că este în stare de orice și acesta este tovarăș, acesta este Drăghici. Spune Ceaușescu. După acest atac foarte dur al lui Ceaușescu, în aceeași zi este deschisă plenara din 22-25 aprilie 1968, la 4 ani de celebra plenară cu declarația de independență a lui Gheorghiu Dej. De data aceasta, vedeta este pe Ceaușescu. Protocolul plenarei ne informează că plenara de scoaterea liderii și din prezidiu permanent din Comitetul Executiv, excluderea lui CC, și recomandând și revocarea de funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Foarte interesant că la plenara respectivă o serie de tovarăși au fost promovați, între ei Virgil Grofin, care a intrat în prezidiu permanent, Emil Drăgărescu, Dumitru Popescu, care a lucrat membru supleanță ai Comitetului Executiv, și tovarășul Ion Ivescu, care a trecut din rândul membrilor supleanțe, în rândul membrilor din Comitetului Central. Așa cum Ceaușescu, după în 52, după căderea biroului Ana Pauper, Vasile Lucatul Mare Georgescu, a găsit un curaj și a făcut un pas mare. Problema lui Pătrășcanu s-a discutat în a treia zi a
a treia și a patra zi a conferinței, pe 24 aprilie. Gheorghe Stoica a citit raportul de Petrășcan și parte din cel despre Poliș. Și aici este foarte interesantă luarea de cuvânt a lui Paul Niculescu Miziu, care îl informează plenara, că după ce comisia a terminat raportul, a avut loc o ședință a prezidiului permanent. Povestește ce s-a întâmplat în 17-18. Bine, și spune, doresc să arăt că în cursul acestei discuții, tovarășul Drăghici a avut o poziție aparte de poziția celorlalți membri ai prezidiului. În fond, în cuvântul său a justificat asasinarea lui Tătășcanu, ceea ce e adevărat. Drăghici la ședință a spus că părerea mea e că Tătășcanu a fost spion, deci el a ținut o cea lui. Tovarășul Drăghici a negat răspunderea sa, rolul său în cursul anchetei pe baza căreia anchetei Pătrășcan a fost condamnat și asasinat. El a încercat să se ascundă de răspunderea conferinței cu Gheorghiu Dej. Pe bună dreptate, continua Niculescu Miziu, unii tovarăși au recunoscut în cele ce a spus tovarășul Drăghici regretul că nu s-a ocupat cum trebuie, că n-a făcut această anchetă astfel încât să-l fie executat fără să mai fie după aceea urme că a fost insuficient de tare, că a fost slabă ancheta, că această anchetă a fost ratată. La care Ceaușescu spune, ratată datorită lui Teohari. Deci, și ne întoarcem la reabilitarea lui Teohari Ceaușescu din aprilie 1965. Și este intervenția lui Drăghici care povestește că ce s-a întâmplat de fapt, că Pătrășcanu în 48, după ce a fost, o spun foarte, foarte de scurt, el întâi a fost anchetat de către parte dintr-o casă conspirativă și era anchetat de Teohari Georgescu, care mergea acolo împotrivă cu Ranghet și cu Drăghici. Și într-una din zile Pătrășcanu de tot nega, și într-una din zile i s-a pus sub nas o declarație a lui Bedea, care că domnule, am vrut să fug de afară, am fost spion anglo-american și Pătrășcanu știa de chestia asta. Ei, într-una din zile Pătrășcanu a avut o cădere sau a avut ceva și a dat o declarație în care recunoștea această chestiune, după care și-a dat seama imediat că a făcut o gafă imensă, l-a sunat pe Teohari Georgescu și a chemat comisia în casa conspirativă unde era închisă. Teohari a intrat singur, povestește, aici cred că e bine să treci peste situația câteva rând, a doua zi am fost, povestește Drăghici, a doua zi am fost urgent chemat de Pătrășcanu, prin omul de pază, că vreau să vorbească cu noi. Teohari Georgescu, care conducea comisia, ne-a spus după ce am ajuns la casa respectivă că noi, adică eu și Rangheț, să așteptăm afară, pentru că se duce el la Pătrășcanu și ne va chema și pe noi. După un sfert de oră a venit înapoi, el a spus că nu se poate sta de vorbă cu el, pentru că este într-un hal fără de hal. Se dă cu capul de pereți, se smulge părul din cap, țipă și spune mereu că îi dai de șmanul în deget și te-a dat cu mâna. Am insistat atât eu cât și Rangheț să stăm de vorbă cu el, deci să continuăm ancheta. Teohari ne-a asigurat că să vorbească, să nu avem nicio grijă. Nu cunosc motivele pentru care ancheta a fost dată la organele SSI după aceea. Ulterior, deci mi-a spus referitor la această problemă că Teohari este cel care a comunicat lui Pătrășcanu atunci și că l-a pregătit să nu mai vorbească. Ceea ce este iarăși foarte interesant, tot în această plenară, a luat cuvântul și Miron Constantinescu, el însuși victimă la un moment dat a lui Gheorghiu Dej, care a povestit o chestiune care este chiar emoționantă, aș putea spune, și anume în momentul în care Comitetul Birou Politic a decis procesul Pătrășcanu și moartea lui, totul s-a întâmplat practic într-o săptămână. Și înainte de a se da reședința, Voitinovici, care era președintele Tribunalului Suprem, a venit la Gheorghiu Dej, a cerut să fie primit în audiență și a spus că are un mesaj de la Lucrețiu Pătrășcanu. Lucrețiu Pătrășcanu îi transmitea lui Gheorghe Gheorghiu Dej să nu fie omorât, să nu fie condamnat la moarte. Și citez din Miron Constantinescu, spune Pătrășcanu a cerut să nu fie condamnat la moarte, să fie lăsat în viață, să-i se dea domiciliu obligatoriu undeva, să-i se pună la dispoziție literatură filozofică, istorie care îl preocupa. Și consideră că în felul acesta el nu pune într-o situație grea partidul. Gheorghiu Dej a spus nu, la fel cum propuse și în cazul Paul Căruca, doar de 1962, și Pătrășcanu a fost executat, de fapt, și a fost executat, a fost împușcat de neașteptat în camera. Astfel, practic, în aprilie 68, cu Bodnăraș pe linie moartă, cu Drăghici dat afară cu tantam, într-o poziție onorată, Nicolae Ceaușescu era deja, putem spune, liderul aproape
de necontestat la România, luăm documentele conducerii de partide după aprilie 1968, nu mai găsim niciun moment în care cineva să încerce excepția lui Cărbulescu la cele cu congres de 79, care să se mai pună în contra comandantului suprem și, în același timp, era dată o lectură foarte puternică cultului lui Gheorghe Gheorghe. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnului Ionișoru. În spațiu rezervat domnului Țărău, vom ruga să-și facă prezentarea pe domnul Radu Vergati, dar dacă e posibil, numai nu de 10 minute, ca să ne rămână timp pentru dezbatere. Vă mulțumesc, domnule. Singur an, cel 1965, așa cum a fost perceput în memoria și în istoria românilor, trebuie să recurg la o amintire și anume că în seara zilei de 19 martie 1965, către orele 19, ieșam din curtea Bibliotecii Academiei în calea Victoriei. Intenționam să traversez pentru a mă duce acasă. Nu am reușit. Pe calea Victoriei veneau în goană 4-5 limuzine negre, tipice pentru cei care lucrau în Comitetul Central. Nu a trecut bine un minut că a venit alt grup de alte 4-5 limuzine de același lucru. În fine, a urmat ultimul, al treilea grup. Am reușit să traversez și am ajuns acasă. Locuiam atunci în apropiere, în spatele bisericii Alte. Am văzut în colțul străzii mele cum trecerea către piața Palatului era blocată de un camion greu de armată, înconjurat de trupe de securitate, oameni înarmați cu puști mitraliere. Nu se vedea accesul către sala Palatului, nici pietonilor. Ajuns în casă, am înțeles taina celor care circulau cu acele limuzine negre. În emisiunea de radio se anunța moartea secretarului Comitetului, secretarului general al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, al lui Gheorghe Gheorghiu Deșu. A doua zi, în 20 martie, ziarul Scânteia, oficiosul partidului, a apărut cu un chenar negru fotografia lui Gheorghiu Deș, anunțul morții acestea și un comunicat medical semnat de Voinea Marinescu, care anunța că a pierit în urma unei suferințe grele. În 22 martie a fost anunțată succesiunea lui Gheorghe Gheorghiu Deș prin Nicolae Ceaușescu. Cei care se întruniseră în Comitetul Central stabiliseră numele succesorului, deoarece Gheorghe Gheorghiu Deș nu lăsase numele succesorului undeva scris sau într-un comunicat oarecare către cei care erau în jurul lui. Atunci, în ședința Comitetului Central, unde se credea, cum s-a mai arătat de antevorbitorii mei, că va fi succesor Gheorghe Apostol, un vechi tovarăș de drum al lui Gheorghe Gheorghiu Deș, om care fusese fidel și îndeplinise toate ordine, în locul acestui Gheorghe Apostol a fost numit
de Ion Gheorghe Maurer, Nicolae Ceaușescu. Atunci, Nicolae Ceaușescu era un om tânăr, avea 47 de ani. Era un om ambițios, un om încăpățânat și afirmat oarecum în lupta de emancipare de sub puterea sovietică. Vedeți dumneavoastră, cu asta rămânea în acel moment în memoria celor din jurul său. Se știa că el venea ca succesor după un om care atunci era pe val. Gheorghe Gheorghiu Deș apărea în fața celor din România ca un om care pe plan intern avusese mari realizări economice. Contribuise la construcția barajului de la Cozile de Fier. Contribuise la crearea orașului Chimii Victoria. Contribuise la exploatările de uran din orașul Petru Groza, astăzi Vei. Contribuise din plin la crearea uzinelor de tractoare și autocamioane din orașul Stalin, Brașov, a revenit astăzi de mult la numele său, uzine care puteau oricând să fie transformate în uzine de armament. Pe plan extern, avusese iarăși mari realizări. În 1957-58 încheiese tratatele cu sovieticii și obținuse retragerea trupelor sovietice din România de asemenea manieră încât, până în 1989, România a fost singurul stat din spatele cortinei de fier, care n-a mai avut trupe sovietice pe teritoriul său. Și, în fine, cea mai mare realizare a lui a fost aceea de semnare a declarației din aprilie 1964, un act cu mare însemnătate juridică pe plan internațional, deoarece încerca să conteste imuabilul sistem bipolar și să-l înlocuiască cu ceea ce numise ducele de Richelieu, cardinalul de Richelieu, cu sistemul multiplu al dreptului popoarelor. Stârnise în felul acesta Gheorghiu Deș tumult la Moscova. Acum Nicolae Ceaușescu trebuia să-l înlocuiască. Și la 24 martie 1965 a rostit un discurs funebru, bine făcut, care a fost, după modelul lui Stalin la moartea lui Vladimir Ilich Ulianov Lenin, un adevărat jurământ. Ceaușescu se angaja să meargă mai departe pe linia trasată de Gheorghe Gheorghiu, susținut de Chivu Stoica, care cu mare artă atunci a lăcrămat și a jurat să-l continue pe Gheorghe Gheorghiu Deș. Dar Ceaușescu, bine sfătuit de consilierii săi și în primul rând de Ion Gheorghe Maurer, a hotărât atunci să convoace un congres al partidului. Era necesar din punct de vedere juridic și politic, mai ales că putea să fie convocat, deoarece erau 5 ani de la ultimul congres și în al doilea rând, acest congres putea să justifice schimbarea de conducător. În primul rând, acest congres a rămas în memorie prin faptul că a avut altă numerotare. A avut nu o numărotare pe linia Partidului Muncitoresc Român, ci pe linia Partidului Comunist Român. A fost congresul al nouălea al Partidului Comunist Român. Aici este prima schimbare, arătând că numele de Partid Muncitoresc Român a fost o denumire de conjunctură dată de Partidului Muncitoresc Român datorită unei alianțe politice de cu social-democrația. Acum se revenea la linia de puritate comunistă, deci se dădea numele de Partid Comunist Român.
În al doilea rând, să aveți penirea de a se schimba Constituția Țării. Actul fundamental are și el o schimbare evidentă pentru oricine are elementare cunoștințe de drept, deoarece nu mai este o formă de obediență față de Uniunea Sovietică și se merge nu pe o linie de emancipare față de Uniunea Sovietică, ci pe o linie de independență. Aceasta se vede și din noua denumire care se dă țării, deoarece nu se mai pune accentul pe caracter Republica Populară Română, ci pe accentul național, Republica Socialistă România. Deci se pune accentul pe altfel. Ceaușescu mai merge, iarăși pe linia unor învățăminte trase din acțiunile lui Gheorghe Gheorghe Udel și sfătuit bine de Ioan Gheorghe Maur. Și anume Ceaușescu nu permite nimănui să atingă ceva din icoana lui, din figura lui, din acțiunile lui. Și atunci el știe că trebuie să acționeze ca un killer politic. Acționează în acest gen printr-o măsură pe care o ia în cadrul Congresului al IIa, adică nu mai permite să fie dublă funcție de partid și de stat. Și profită de această hotărâre pentru ca la 24 iulie 1965 să-l îndepărteze pe Alexandru Drăghi, Sandor Drăghi, din funcția de indemnitate de ministru al securității, pe care o deținuse 13 ani. În felul acesta, securitatea nu mai poate să subordoneze ea acțiunile partidului, ci devine subordonată total acțiunilor partidului. Este un element deosebit care, pentru cei clar văzători, anunță noua situație din România și ceea ce va urma. Nicolae Ceaușescu, treptat, se va dispersa, se va dispensa de cei care fuseseră apropiați de Gheorghe Udel. El trebuia să aducă o echipă nouă pentru toți cei care erau în viața politică, situația era înțeleasă. Alexandru Drăghici era un început. În fine, a mai fost o chestiune deosebită care s-a anunțat de acum din 1965. Ruptura cu Uniunea Sovietică era oarecum aparentă. În decembrie 1965, Partidul Comunist Român din România, nu mai este din România, este Partidul Comunist Român din România, arăta că era o secție a Internaționalului. Acum este Partidul Comunist Român. Plătește 250.000 de dolari către Moscova ca datorie restantă pe care o aveau românii, comuniștii români, pentru întreținerea partidelor comuniste pe plan universal. Banii aceștia trebuiau să plece, sunt documentele care sunt publicate în acest. Banii aceștia trebuiau să plece pentru susținerea luptei din Vietnam, a Partidului Comunist din Vietnam. În ianuarie 1960 va fi plătită și a doua tranșă pentru că românii trebuiau să dea 500.000 de dolari pe an. Ultima chestiune care caracterizează tot regimul lui Ceaușescu, dar este vizibilă din 1965, este aceea legată de diploma de bacalaureat al lui Ceaușescu. În decembrie 1965, în decembrie 1965, atât Nicolae Ceaușescu, cât și soția sa, Elena Ceaușescu, au primit diploma de bacalaureat, au dat bacalaureat în câteva ori. Nu, a trebuit să se știe, că
de bacalaureat, de la școala medie numărul 10, ulterior Zoia Cosmodeia, mi-a astăzi sunt vechită la școala centrală. Cel care s-a ocupat de înfăptuirea tuturor canoanelor cerute de bacalaureat a fost ministrul învățământului de atunci, Ștefan Balan. Amândoi s-au văzut cu diplomă de bacalaureat. Sigur că a fost greu pe Ceaușescu, pentru Ceaușescu să înșele pe cineva. Era suficient să fie auzit cum vorbește și era clar că omul absolvise cu greutate o școală primară rurală. Dar era înzestrat cu o viclenie nativă remarcabilă. Însă aș putea să folosească minciuna ca armă politică. Tot timpul guvernării sale, ori minciuna repetată cu tenacitate, cu obstinație, devine un adevăr. Sunt câteva caracteristici ale regimului lui Nicolae Ceaușescu. Un regim care va continua în oarecare măsură de odiudere. Va continua prin represiune, represiunea tot a securității, dar de data aceasta subordonată total partidului, care va ști să impună punctele de vedere de data aceasta ale conducătorului absolut, care va fi Nicolae Ceaușescu, afișat în forma aceasta, evident, din anul 1965, caracteristic pentru tot regimul lui Nicolae Ceaușescu. Ne rămân la dispoziție aproximativ 20 de minute pentru întrebări și comentarii. Da, dacă domnul academician să-i dăm un microfon. Eu vă felicit pentru această conferință și pentru că am asistat la această primă parte, vă felicit. E fericit pe toți vorbitorii. Efectiv, extrem de coerent și pentru noi care, cei mai vârstnici, pe toți cei care ați vorbit, n-ați apucat această perioadă, pentru noi foarte, foarte distractiv. Eu vreau să puntez un singur lucru. Știți, de mai multe ori am vorbit despre nevoia de periodizare a epocii comuniste, nevoia de periodizare a epocii Dej, nevoia de periodizare a epocii Ceaușescu. Și lucrurile care s-au spus aici ne ajută din acest punct de vedere. Iar unele amintiri personale vin să sporească acest lucru. După părerea mea, m-a șocat un cătănuș. Ăsta e punctul de vedere. Deceniul 1955-1965, este un deceniu crucial. Perioada dinainte este perioada aceea sinistră pe care Radu Ciuceanu o evoca aici, perioada profund stalinistă, în care nu cred că se pot face din 48 până în 55 periodizări anume. Sau eu cel puțin nu le-aș îndrăzni. Este pe de-o parte momentul și suntem obligați să facem acest lucru pentru o privire mai limpede. Este momentul al doilea, în 55-56. Vă amintiți? Sunt primele eliberări din închisoare. A fost un moment important. Și alte lucruri pe care noi, tinerii, în acea vreme le resimțisem. A fost momentul în care s-a intrat în facultățile ideologice fără dosar. Cazul meu, am intrat în 55, având un dosar foarte prost de familie. Și ca mine, mulți alții, prieteni, s-a întrebat
Și el nu era foarte departe de o asemenea poveste cu Nestor Badea, redactor șef al Dreptății Claniste. Eu declaram și rudele liberale și cele țărăniste fără nicio problemă, pentru că am făcut așa și era frică să nu uit dacă nu înțeleg. De la început. Bun. Este un moment care să neagă după părerea mea, în primul rând, de situația externă. Este spiritul genetic. Este momentul Geneva care determină anii 55-56. După aceea este momentul 57-50. Mărturisesc momentul în care și Sandu și Geo Potra și eu am avut de suferit în timp direct în același moment. Cheia mi-a dat-o târziu. Un om care a fost citat aici și un om care era între liderii partidului, un om mai subțire, dar pe singurul lider al partidului pe care l-am cunoscut, când nu mai era lider, e vorba de Gheorghe Gaston Marin. Gheorghe Gaston Marin mi-a oferit într-o împrejurare, într-o lungă conversație, tocmai se transmisese la Europa Liberă, el era într-un grup în care eram și eu, la rudele sale, care era colegă, se transmisese ceva din protestele noastre cu monumentele, și omul a simțit atunci, eu îl cunoșteam mai de unde, atunci a simțit nevoia să spună că știa foarte bine și cazul nostru al celor din 59, din zona Facultății de Istorie, a spus și cum a crezut să o cunoască, și mi-a dat cheia. Astăzi pare la fost de la, dar de atunci prin ce vă spun eu, era prin 80-81, nu, nu vreau să mă ajute conexiune. Momentul 57-59 este momentul care a urmat, practic, vizitei la Moscova, unei delegații în care Gheorghe Gaston Marin era într-un lucru bolnăraj, cu problema care l-a enervat pe Pușciov, de a retragerii trupelor sovietice, care după câteva luni, spune și Hrușciovul, memoriile sale, și-a dat seama că este bine să fie așa. Retragerea trupelor sovietice a determinat tot ce s-a întâmplat în, și Revoluția în Ungaria Spanială, tot ce s-a întâmplat în 58 și 59. Cazurile, vorbesc numai de viața universitară, nu? Cazurile Nasta, Andreiu, Ghința, Pătrașcu, Epidii, Nestor, Berza, nu? Și nu ne-am plătit și noi niște oale spate, studenții. În 60, și ați putat foarte bine acest lucru, 60 a început să fie o schimbare. Și 60-64 este, într-adevăr, și dumneavoastră toți a spus în lumină acest lucru, este un moment distinct. Este un al treilea moment al acestui deceniu, deci, de fapt, a ultima parte a domniei lui deci, deceniul 55-65. E, aici intervine ceva. Cred că ar trebui un studiu extrem de atent a cazului Maurer. Ca altă dată, bunul moșier și burghez trecut la partizanul comuniștii, care a fost Petru Groza, acesta este al doilea personaj care joacă un rol foarte important în economia perioadei de care vorbesc. De curând și mai bine că este domnul ambasador, domnul ambasador aici, pentru că s-au publicat o serie de documente diplomatice ale perioadei acestei. Întâlnirea, la un moment dat, de care foarte puțin,
colegul Mănescu din rest, lucrurile astea care erau sub vizita relațiilor lui Mavre cu cultul Iurvin și toate lucrurile care au mers până la în 64. Acum, cei care au trăit momentul, nu vă mătuisesc, sigur, mie este dragă care știe Voivodă, amintindu-mi de momentul când am deschis scânterea și Voivodă eu să se-mi dat afară în 12 capete de acuzare, prima atitudine antisovietică, și când am citit documentul din aprilie, eram în dreptul Cisiligiului, n-am să uit niciodată, pentru mine era o nouă lume care se deschidea. Nu eram la curent cu ce se petrecea în alcoolul de partid. Au urmat aprilie și cred că Radu își amintește din cei care ați aprilie până prin iulie, până în Craiova, până în buza Congresului al 9-lea, într-adevăr, au urmat acele faimoase întâlniri cu oamenii muncii. Dacă le țineți minte, am participat la auditorul de la Muzeul de Artă, eram între cercetători din Academie, eu eram, să zicem, reprimit și eram cercetător stagiar, o întâlnire absolut memorabilă cu chipul Stoica, Răutul îl prezenta și chipul Stoica făcea dezacorduri. Iar Răutul, care cu toate păcatele sale nu era din cultul, era, a început să facă și el dezacorduri, pentru că era în ritm bun. Am auzit, noi, acele multe întâlniri ale liderilor de partid cu diverse categorii din 64, primăvara asta, sunt totuși au fost fără îndoială dirijate de Gheorghiu Dej. Iar Gheorghiu Dej trebuie văzut acea teribilă propagare a ideii naționale și a rupturii cu Uniunea Sovietică, care se făcea și în provincie, dar nu vedeți ce s-a întâmplat în București. A fost o acțiune propagandistă în care începuse să se afirme, eu l-am văzut pe Răutu, știu că și Niculescu Bizil era cu garnitura aceasta a doua, care după aceea a jucat un rol în vremea lui Ceaușescu. Și după aceea este momentul, într-adevăr, 65, care este publicul interesul dumneavoastră, ținite că întâmplarea făcea că eram într-un raport special cu unul dintre profesorii mei, care era extrem de cult, pentru că era un vechi marxist, de vorba de Andrei Oțetea. Andrei Oțetea, care fac o paranteză, am povestit-o de când în magazinul istoric, într-un conflict al meu ca student, prin anii 50 ceva, cu Sașa Mușat. Noi ne obișnuisem, țin minte, Sandule, să ne batem joc de unii profesori care știau, erau foarte la pregătiți, să le inventăm nume de personaje istorice. La o sesiune 58, cred că era 57 sau 58, eu m-am dat mare, eram citisem din Albert Sobul, care era rudă de-al minte cu un istoric român și care era un marxist, și Sașa Mușat, la ce a spus, studentul Tădorescu inventă nume la care Oțetea. A spus, Tădorescu, dar nu știu cine e Albert Sobul. Bun, și după aceea, târziu, l-am mărturisit Andrei Oțetea, că atunci l-a luat în vizor pe Sașa Mușat, care poate zicea făcut în 58, dar asta este până în 58. Bun, Oțetea și cu Daicoviciu, doi profesori cu care aveam oarece legături, mai ales pe Emil Condurachi cu Daicoviciu, erau tot mai mult, asta pot să văd, tot mai mult
solicitați 64, începând de 65, pentru problemele de istorie națională. Deci exact, era undeva, trebuie să depistăm cu întreagă preocupare de propagandă pe această temă. Și închei simbolic pentru mine, eu am fost reabilitat, pentru că niște reabilitări în justiția m-a reabilitat de curând, dar au fost niște reabilitări în 65, după venirea din Ceaușescu, la nivelul nostru, mărunt. Și reabilitarea mea în probleme antisovietice a fost condusă de fostul ambasador al României la Stalin, academicianul Iorgu Iordan. Iar renunțetea din diverse motive a ținut să fie prezent la această ședință. Închei spunându-vă, deci, eu care am într-o familie în care aproape tot trebuie în pușcărie, Iorgu Iordan, acela, mă întreabă acum tovarășul Tudorescu, spune-ne, vrei să intri în Partidul Comunist? Și am spus, da, cu cea mai mare plăcere. Asta era atmosfera. Asta era atmosfera. Dacă citiți documentele acelea, s-au publicat de Opriști, arată în vremea aceea ce spuneau ofițerii de securitate despre mine, că sunt răit, că sunt pornit, că nu uit, că am fost dat afară și așa mai departe. E bine, am spus-o vreodată și au trecut ani, de 90, devin președinte al de televiziune și nu uitam că m-a adusat, a ajutat un lider al tineretului studențesc, Iulescu, 59, asta e altă poveste, și eu spun, în primul interviu ca președinte al televiziunii, am fost membru al Partidului Comunist la dorința mea, mai când la Dumnezeu să spune, ce ne face parte din biografia mea, din, face parte din atmosfera anului 1965. Și din 65 până în 68, consider eu, iar adorior, opinia mea, pentru că 68 am martor, am spus la frumoasa ieșire a bucureștenilor, lovațiunile pe Ceaușescu, am spus cu martor, mi-e frică că acum unul din martor s-a dus, la Georgescu, am cu el și am spus, mi-e teamă că acum începe o mică dictatură despre, sau poate n-am văzut cuvântul dictatură în urmă, dar da, 65-68 rămâne un moment de liberalism al socialismului românesc pe toate planurile, economic, social, pe absolut toate planurile. Atât cât era imaginea cu care eu o am pentru perioada 65-68, când va trebui și perioada Ceaușescu, da? Am spus, lucram într-o grădină, în mijlocul unei închisorii, dar nu vedeam zidul închisorii, eu știam că sunt în grădină. Eu mă felicit pentru toate contribuțiile geației tinere, care are și meritul de a nu fi apucat acest lucru și de a fi pătruns așa bine. Mulțumim, domnule academic. Domnul profesor Trombon. Da. Vă mulțumesc foarte mult că mi-a dat cuvântul domnule academician, domnule profesor, să stăm. Luați microfonul. O să punctez câteva lucruri, trei aspecte. Să-i mulțumesc și domnul Dâncoan pentru comunicare și mai mult la comunicarea domniei sale vreau să fac referire. Deci, e același volum de documente, aceleași documente izvoare pe care le-am folosit și noi. Domnia sa are meritul că le clasifică în două. Deci adepții teoriei raționale care respinge asasinarea lui Deci de către sovietici și un așa zis grup de adepții teoriei conspirativiste care este pentru asasinarea
lui, deci de către serviciile secrete sovietice, din acest grup de istorici fac și eu parte, recunosc, da, așa este. Sunt un istoric care am studiat, am scris și studiez în continuare istoria serviciilor secrete. Serviciile secrete desfășoară activități conspirative. Deci, sunt adeptul istoriei conspirației. E greu să respingi conspirația din acea ceva. Bun. Acum, vedeți care sunt argumentele mele, nu vorbesc în numele altora. Păi eu am plecat de la practicile serviciilor secrete, sovietice. Iagoda, 32-34, a fost șeful NKVD-ului. A povestit el că a inventat metodele științifice de îndepărtare a oponenților. Și avem aici cazul lui Maxim Gorki, a băiatului lui Maxim Gorki, al lui Kuibyshev, al lui Kaganovici. Ei, folosind metoda halatelor albe, o recunoaște el și a zis, domnilor, am inventat-o noi ca să fie o chestie mai comodă, ce să-i mai luăm, să-i mai schingiuim, să-i batem, să nu știu ce. Foarte simplu. Îi trimitem la doctor, ei le fac o analiză, văd acolo ce boleau și acum ce dorește partidul. Vreți să îi însănătoșim? Le recomandăm o rețetă și îi însănătoșim. Vreți să le accentuăm boala și să îi lichidăm? Asta facem. E o chestie doar de timp. Deci aparțin aceste destăinuiri lui Iagoda. Bun. Deci lucrul ăsta a existat. A existat în istoria serviciilor secrete și alte structuri care practică aceste metode umede, să numesc. Da? Ați văzut în ultima sinteză de istoria Mossadului, publicată mai acum două săptămâni, ei recunosc acolo că din 2010 până în 2014 au acționat asupra 150 de ingineri atomiști iranieni. Vă rog frumos, știți că în laboratoarele alea lucrează peste 2000 de savanți atomiști ruși. Nu s-au atins de aia că au probleme cu rușii. Da? Îi ia pe ăștia iranieni și mulți dintre ei cercetători, profesori universitari de mare. Deci sunt practici ale acestor structuri. Au fost și sunt. Se practică în continuare. Și e greu acum să te faci că nu le vezi, domnule, ce aici. A doua chestiune. Dacă sovieticii aveau motive să acționeze în felul ăsta, păi sigur că au. Sigur că. Adică respingerea planului Vale. Am uitat să... Au mai fost și Togliati printre victime. Au fost și lideri din Ungaria, din Ciordovacia. Adică e greu de crezut că acolo au acționat și la noi îl lăsa pe Dej așa să respingă planul Valev, să comunicare excelentă a domnului Cătănuș de opunere a măsurilor de sovietizare a culturii și așa mai despre. A spus domnul academician aici, dar foarte multe și domnul Bergati, adică lucrurile acestea erau clare, erau argumente. Acum, dacă sovieticii s-au implicat și în succesiune, nu e foarte greu să crezi că nu s-au implicat, nu avem niciun fel de dovadă. Dar e greu de crezut că nu s-au implicat. Păi pe ce mă bazez? Știți foarte bine că s-au publicat acele cuvântări a lui Ceaușescu din anii 51, 52, 53, când era locotenent general-major, era la biroul politic al armatei și vorbea el la muzeul militar și peste tot despre glorioasa armată sovietică, știința militară sovietică e singura știință care merită statutul ăsta, niște aberații. Deci, hai să privim pe Ceaușescu în epoca atunci, nu mărețul și ăla care se opune rușilor. Atunci era venit de la Moscova, făcuse și el școala aia de la 7 km de lângă Moscova, Ghereu, și greu de crezut că nu pupase și el puțin din tainele conspirației. Foarte greu de crezut. Așa. Deci l-au sprijinit. Acum, în legătură cu
cu faptul că a fost iradiat. Eu vă spun, am scris și în lucrarea mea, dar în un alt capitol, nu acela dedicat lui Bec, că a fost o obsesie în a lui Ceaușescu, sesizată de toți ofițerii de la Direcția 5-a și ați văzut, sunt trei volume scrise de colonelul Cristea, mai sunt și altele. Așa, nu toate de mare calitate, dar toți spun chestia asta. Domnule Ceaușescu era obsedat să-i schimbăm lichidul ăla din dozimetru. Păi dacă începea să nu-l schimbam la timp, începea să bâzâie acolo. Și ce ne făcea? Ne făcea niște scene, dădea cu noi de pământ, a doua zi ne trebam, ne trezeam la Giurgiu. Nici ei nu puteau să intervină permanent, că eram ședință de protocol, se întreținea cu personalități, nu puteai să intri peste el, stați că a venit timpul să schimbă lichidul ăla pe gâzie. Deci despre asta, obsesia asta a lui cu dozimetru, aia de unde e? De unde e? Ori i-au marcat-o băieții că sunt foarte buni profesioniști, da, sovietici, și au plasat în jurul lui și a spus, domne, vezi că rușii l-au omorât pe Togliati, rușii l-au omorât și pe Deji, rușii l-au omorât pe ea. Vezi cum faci? Și l-au spus pe capul. Ii se poate și dar n-am zis teoria asta. Asta n-am zis. N-am zis. Pentru că trebuia să fac după aia peste timp în decembrie 89 și de-aia n-am vrut să fac asemănare între dispariția lui Deci și dispariția lui Ceaușescu. Încă mai studiem să mai aducem alte dovezi. Deci, Ceaușescu n-a mai fost tot. Nu. Acolo a fost glonțul caghevist direct în plin. Așa, vorba domnului Liceanu. Un brânci dat de Gorbaciov istoriei noastre. Gata, mulțumesc pentru. Dacă îmi permiteți, Țumir Ceatu Sineanu, fost deținut și mult represat politic, mă cunoaște domnul Radu Ciuceanu, îi aduc un omagiu dumnealui pentru că a avut inițiativa organizării și a fost sprijinit de întregul colectiv pentru această importantă ședință de aducere a minte și propun ca importantele lucrări care sunt aici să le publicați într-un volum, așa cum ați publicat și în alte volume anterioare pe care noi le citim cu mult interes și să fie aduse la cunoștință nu numai foștilor represați politici, ci și tineretului de astăzi, care este străin de trecutul și chiar de viitorul nostru. Sunt interesați numai de prezentul material al nostru și nu de istorie și de viitorul nostru în cadrul societății cunoașterii. În acest context de analizare al celor 50 de ani de la infecțiunea comunistă care s-a produs, vreau să aduc la cunoștință celor care nu cunosc și editura Adevărul are o inițiativă importantă prin editarea a trei volume intitulate Apostolii lui Stalin, în trei volume, care apare în fiecare vineri cu ziarul de weekend, cu sfârșitul bolșevicilor. Este foarte important analiza și am văzut că la bibliografie sunt trecut și o parte din vorbitorii de astăzi, deci este o analiză științifică pe criterii istorice desprinsă dintr-o largă bibliografie și vă recomand și dumneavoastră pentru că vedem acolo exact care au fost ciracii sau care au fost exterminatorii poporului român din perioada din 65 și în continuare. Vreau să mă refer și la perioada anterioară care s-a referit domnul academician Teodorescu și vreau să arăt că în acea perioadă de anilor 55 nu s-a liberalizat complet problematica intrării în universități. Eu, de exemplu, care am terminat liceul în 55, n-am putut să urmez Politehnica la SIC pentru că n-am avut recomandarea comitetului de partid, fiind descendent dintr-o familie de foști deținuți politici. Și a trebuit să urmez cursurile la Serat, intrând în rândurile clasei muncitoare ca muncitor simplu în industrie.
Și ulterior n-am putut să-mi dau nici doctoratele, deși aveam o activitate științifică, pentru că, sigur, trebuia să ai recomandarea și pentru doctorat a Comitetului de Partid, chiar pe timpul lui Ceaușescu. Două doctorate pe care le-am dat după anul 89, după Revoluție, ca un pariu cu propria mea persoană, pentru că am avut o fundamentare științifică pe care am continuat-o în acele doctorate. Vreau să fac o apreciere pozitivă referitor la comunicarea domnului Florian Panu, care a fost văzută din mai multe unghiuri de vedere și, într-adevăr, eu am trăit așa cum și ceilalți care sunt mai în vârstă, peste 70 de ani, am trăit acele timpuri în care am asistat la decesul lui Stalin și decesul lui Gheorghiu Dej, unde poporul chiar plângea pentru că a murit tăduca, a murit conducătorul iubit. Și se știe că în acea perioadă a fost o largă indoctrinare politică în care atât tineretul cât și cei mai în vârstă erau capacitați de către conducători prin acele teze comuniste care arătau că ne așteaptă fericirea. Domnul Banu a arătat și varianta aceea cu iradierea. Eu am avut șansa să colaborez cu Horea Holubei la Institutul de Fizică Atomică pe problematica izotopilor radioactivi și îmi dau seama că ar fi putut să existe și o suplimentare de factori care au determinat malignizarea lui Gheorghiu Dej. Deci, pe fondul acela slab al lui de om cu un trecut și cu o sănătate și umbretă, o iradiere de tip gamma, fie provenită din acele mostre de mină care erau radioactive, fie dintr-o iradiere cu o pastilă sub un scaun și așa, era suficient ca să declanșeze o malignizare totală, pentru că el avea o malignizare lentă, o cancerizare lentă și dintr-o dată a fost un șoc. Deci a fost un factor care a determinat, fie un factor de ordine nervoasă, așa, o concentrare nervoasă, fie acea iradiere. Nu vreau să mă plângesc prea mult cu problemele mele, că aș avea de arătat și mai mult, dar vreau încă o dată să arăt importanța acestei ședințe și să pătrundem și să ne aducem aminte din ce am trecut, din ce am trăit și ce trebuie să le povestim și celorlalți care au fost de față. Dacă permiteți să... Sunt bucuros de tematica de astăzi. Vine ca o brușe pentru viața și optatea mea. Am în față o carte foarte interesantă și mi-am văzut niște amintiri. Vizita lui Montej la Stalin. Eu eram la Moscova student atunci și am avut o întâlnire în seară, la jurul vizitii la Stalin. Era foarte îngrijorat ce va fi, cum va fi. Și am făcut o imprudență multă, până am reparat. Să-i spun lui că trei din conducerea Partidului Comunist din Polonia s-au dus la Stalin cu rugămintea din 5 județe care era ca palatul comunist, să ofere două, trei, ele care i-ar putea ajuta pe ei propaganda comunistă în mătrână, să spună că Stalin n-a fost chiar așa imperialist, să ia teritoriul. Și puteam să le referim și la săracul. La discuție, Stalin s-a petisit de treaba asta, nu da niciodată ceva. Leaua lui și-a chemat pe șeful de cabinet, ia pe dumneavoastră trei, lui la casa noastră, la gradul să iau la nivelul înalt, și a doua să continuăm discuția. I-a dus și n-au mai ieșit de nicăieri, ce rușine. Și eu am spus această imprudență, pe care o ieși. La urmă, ca să l-am văzut că l-a tristat total, și ca să-l repare, i-am spus o treabă. Tu aș vrea, deci ne știm de-a dat timp. Și la trecut jiu, v-am adus mâncare și toate astea. Vă rog frumos, nu spuneți de rău nimic de Ana Coca, că este favorita lui staff. Dacă se poate să treceți pădirea sau să-l răutați. Tot de la ce la ceva. Și așa am început și cu asta, că știa simpatia și acceptarea lui Stalin. S-a terminat supus și mine.
Ce i-a spus? L-a întrebat, te înțelegi cu mama concretiv? Doar așa. Păi greu nu e cu femeile, dar oricum mă descurc foarte bine. Nu avem probleme litigioase. Colaborăm și te înțelegem foarte bine. Și de aici i-a spus, bine, vei fi tu conducătorul secretar general al partidului și ia mai jos. E, cu ocazie, cu această treabă, cu atratul privilegiul studiilor meu la Moscova atunci, m-am întâlnit și am avut colegă de către la Facultatea de Istorie a Romosov, pe fata lui Stalin. Pe același etaj, studia și Mihai Gorbaciov. Păi ați spus, poate de la Facultate, poate nevoie. Dar fata lui Stalin, într-o seară, mi-a dat, se cam, ai pe el, mi-a dat într-o seară, în prosară. Să rupă sub haine și să rupă la Romosov și să citești dimineața ca răspuns. Eram foarte curios ca lăgat, să vadă până ajunge acasă, ce, care-i tema mă că dacă intru un metro și vreau să fac acum, mă vine altul. Am intrat într-un bloc, m-am curat de metro, în Osmar, și am primat un lit de două sus și jos. Și am văzut titlul. Se referă la acest piatal lui Procotă și faptul ceilalți. Acțiunile criminale ale medicilor evrei din la spitalul Kremlinului. Asta e, ăsta e titlul. Am citit cu interes la noaptea și a doua zi trebuia să-i dau înapoi cu fata Mustania, cu documentul al KGB-ului, și m-am dus să-i duc. Și ea m-a întâmplat la intrarea principală la Kremlin, unde era și putut să intru eu. M-a luat de braț și m-a dus la ea în apartament. După 10 minute de discuție cu ea, pe dată, pentru că am pasă, dar nu îmbrățișindu-ne, că era o relație bună, ne-am trezit cu Stalin. Vine Stalin acolo. Să uită la mine, dumneavoastră, Tania și Sibelul din România, eu tot așa Stalin. Să dăm înapoi câțiva metri, să uite ca la un tablou ceva. Mă, știi că ești simpatic. Sunt simpatic tot orașul ăsta, dacă spui despre asta. Am putea să-i spun eu că să mă contrazic pe la bă. Mă, știi ce? Pe eu o fotă cu mine. Beau tot orașul ăsta. Un mici era păcătos pentru cei care nu știe. Nu bea tăria cu pahar de stămici, ci bea tăria cu stacan. Și a pus două stacane de vodcă. Și trebuie să-l bei pe nesuflat, adică nu se faci pauză să te trebuie. M-am închinat la Dumnezeu să mă ajute să-mi pot bea liniștit de toate, toate șantele. Cu greutatea am reușit și l-am pus stacanul pe masă și el zice, da, bine, n-am înțeles, colaborați amândoi. Și-a plecat. Despre treaba asta, acolo și-o parte, în ziar. Eu am băut o vodcă cu Stalin. Și aici scrie, în sus, că Doriu Udeș a murit cu mine de mână. Asta poate am aflat sau nu de mare. Tot oameni spun despre el. Vrea să știe. Era curios. Și tu să-mi spune mai nisipeam, mergi și noi mâine sâmbătă în țara ta la Vrăcea. Mergi doar și cu lângă jocul. Nu s-a urcat lângă șoferul în bază, cum faceau șefii. S-a urcat lângă mine în spate. Și cum de cap încolo ieșeam din București, mai nisipeam, vrea spune mă și mi-o treabă, mă frământă. De ce a scris Lenin un pas înainte, doi pași înapoi? Că e ilogic, tipul de vedere, ilogic. Că n-ar gândi undeva înapoi, departe. I-am explicat pe universitate, dar vrea să știe omul. Și era curios totodată. Studia și înțelegea și discuta cu noi cu toți. Într-o câtea zi a fost la el la masă, la un copil al lui, a venit Ceaușescu, Ceaușească. Ceaușească s-a certat cu Lica, să mâncau el amândouă. Și Lica i-a spus, mai Nicule, coare, puteți, la tavă, te sâmbătă, suntem în familie. Și ea, ea în braț de căci, dar ce nisipeam în familia ta? Am trecut de aia. Am avut în cazul cu el, că m-a spus din partid, după ani de zile, fiind eu cel mai vechi membru de partid, cred că din toți 12, toată România, toată lumea, la 16 ani, membru de partid, ilegal. Consecvent, să fii major, la 18 ani. La 17 ani, la ziua Revoluției din octombrie, la 47, când i-am ieșit special, mi-a dat candidatul pe special. Deci te trebuie, ca spun, cum am fiat să spus. Sunt documente, e istorie. În articolul ăsta m-am bucurat că oamenii au spus ceva. Mi se dea, m-am văzut o votă cu Stalin, dar pune aici tiranul Stalin. Ca să nu cadă cineva pe într-o altă cheală, nu am fost un Stalin. Când ar fi nevoie și despre multe alte... Pentru că oricum, oricum, cartea asta l-am înjuntat pe Ceaușescu.
nu se mai găsește pe piață, e greu că am făcut și am difuzat-o gratis la românii din diaspora. Sunt președinte diaspora române. Și e bine să stea undeva, nu? Am copiat-o la sirul domnului profesor, da? Poate avem să avem discuții despre asta și în toate aceste, dacă suntem prezenți, când noi suntem de sală, că de ce e cu ce să vă intervin? Vă mulțumesc de atenție, speranța că sunt Dorela Alista, soție de, fiică de fost deținut politic și soție de fost deținut politic. Aș vrea să aduc mulțumiri domnului Radu Ciuceanu pentru organizarea acestei sesiuni de comemorare a istoriei noastre, pentru că ceea ce faceți astăzi este rememorarea istoriei poporului român. Eu pot să spun că copilăria și adolescența am petrecut-o destul de greu, pentru că tatăl meu era deținut politic la Iul pentru 18 ani de muncă zilnică și toată perioada aceasta până în 64, când a fost eliberat după 14 ani la Iul, a fost urmărită atât eu cât și familia mea, părinții, bunicii, toate rudele. În fiecare lună eram chemați la securitate să dăm declarații. Deci această perioadă a tinereții, când trebuie să te bucuri de ea, am fost umiliți de regimul de atunci. Aș vrea să spun că mă mândresc cu calitatea de fost, de fiică de fost deținut politic și de soție de fost deținut politic. Și tineretul trebuie să știe ce s-a întâmplat în România, iar la Pitești, în fiecare an și în anul acesta, 14-lea simpozion care se organizează în memoria foșilor deținuți politici. Vă mulțumesc și vă urez succes, domnule Radu Ciuceanu și colectivului dumneavoastră. Vă mulțumim și noi tuturor. Luăm acum o pauză de mâncare și face de o ierarhizare a celor care s-au ocupat de această problemă, adică naționalismul și considerația de în funcție de modul în care se raportează la izolare, mai critic sau mai îngăduitor. Referitor la cele indicate de domnul Prof, aspectele ținând de practicile sovietice. Faptul că eu, de Iacoda, am vorbit despre lichidele pe care NKVD-ul a sugerat în serviciile secrete l-au practicat. Fără îndoială, nu este nicio noutate că serviciile secrete se ocupă și cu lichidarea personajelor incomode. Toate serviciile secrete. Nu este niciun secret că cele câteva zeci de tentative ale serviciilor secrete americane de a lichida pe Fidel Castro. Eșuate cu toate. Iacoda se referă la lichidările interne. Deci una este să ucizi un disident, un oponent în plan intern și alta este cu totul altceva, este să lichidezi un șef de stat, un lider străin. Nu că ar fi imposibil sau că nu s-au făcut așa ceva, s-au făcut, dar eu zic că lucrurile trebuie păstrate fiecare pe linia sa de acțiune. Referitor la mobilul crimei, presupusei crime. N-am afirmat nicio secundă că sovieticii nu ar fi avut motive să lichideze pe Gheorghe Udrejnu. Împotriva, am și spus că mă rog, în România i-a enervat suficient de mult pe sovietici la vremea respectivă. Conducerea sovietică era, în special, Hrușciov. Era foarte nemulțumit de modul cum evoluează relațiile cu românii. În ce privește modul în care Ceaușescu era perceput de către conducerea sovietică, eu cred că adică nu sunt de acord cu dumneavoastră, faptul că Ceaușescu a avut un anumit tip de discurs în anii 50 nu justifică cu o imagine bună în rândul conducerii sovietice în anii 60. În anii 50 toți liderii români, începând cu Gheorghe Udrejnu, cel puțin în prima jumătate a anilor 50, nu opostau să aducă erogii unii sovietici, ajutorului, sprijinului și așa mai departe. După 1960,
58, după ce trebuie prezentații s-au retras, știu foarte bine că, în mod gradual, a avut loc o schimbare de discurs, iar Ceaușescu a fost printre cei mai vechi elemenți. E foarte posibil că ea să fi fost recrutat în timpul studiilor pe care a făcut la Academia Franței de către Serviciile Speciale Sovietice, dar la fel de... A fost la funcție. Mă cer scuze dacă n-am luat. 3 luni n-am luat. 3 luni. Nu era... Deci, admitem faptul, dacă îmi dați voi. Admitem faptul că a fost recrutat de Serviciile. Nu ar fi fost nici primul, nici ultimul agent de recrutat, care, în momentul când revine în țară, întoarce tabăra, întoarce frontul. Este un agent întors. Deci, el s-a remarcat în începutul anului 60 ca fiind cel mai vehement antisovietic, motiv pentru care a și fost sprijinit de Maurer. Maurer care se temea de moarte de sovietici, aceștia încercând să-l liquideze în anii 47-48, l-a sprijinit pe Ceaușescu, tocmai pentru că era singurul, așa cum o și spune, de astăzi singurul măsură să dea o retică foarte fermă sovietice, ceea ce de-a făcut și făcut. În ce privește obsesia lui Ceaușescu pentru dozimetrele de care vorbeați, fiecare om are o fobie, fiecare om are păsărică, cum se zice. Nu știu dacă o eventuală lichidare a lui Dej prin iraniere ar fi fost neapărat cea care să genereze o astfel de fobie. Sunt oameni care se tem de șoare, sunt oameni care se tem de o clădire, sunt tot felul de ciudățeni, ca posibile explicații. La rândul meu, nu, știu, nu pot să mă întreb, de exemplu, de ce nu l-au lichidat sovietice pe Ceaușescu, mai devreme, da. După manifestarea din 68, au trebuit să aștepte până în 89. Deci, din punctul meu de vedere, nu intenționez să convin neapărat pe cineva. Știu că, în general, istoricii au tăria opiniunea logică, se lasă foarte greu scoși din teoriile pe care le-au construit, le-au dezvoltat. Intenția mea a fost de a pune în față cele două ipoteze formulate privire la decesul lui Gheorghiu Dej, iar fiecare din cei care sunt de față pot adera la una sau la cealaltă din aceste ipoteze. Nu vorba domnului Cătălâș, ăsta e punctul meu de vedere, nu trebuie să fac prozeliți. Și așa cum am spus și la începutul intervenției mele, nu am încercat nici să ierarhizez. Deci nu cred că cei care acordează teoria asta a conspirației, care fără doar există așa ceva conspirații, sunt tend de a fi neglijat sau au o pregătire profesională sau au scris lucrări mai slabe decât cei care împărtășesc cealaltă opinie. După părerea mea, până la ora actuală, nu sunt elemente palpabile, niște documente sau o mărturie cât de cât viabilă, în măsură să sprijine ipoteza aceasta a asasinării. Referitor la Palmiro Toliati, întâmplător, am observat că în 1964 a murit atât Toliati cât și Moris Părăzi. Și aici, apropo de intervenția domnului Părinte Abraham, am referitoare la succesiunea politică în regimurile comuniste, cei doi au avut grijă să-și desemneze succesorii pe timpul vieții. Palmiro Toliati la prezentantă lui Gilau, iar Torez pe Val de Croșet. Deci aceștia, și o altă coincidență, Torez a trăit tot 64 de ani cât a trăit și Gheorghiu Dej. Era născut în aprilie 1900 și a murit în 1964. Gheorghiu Dej era un șef de stat. Nu era un șef de stat. Adevărat, nu, dar... Și nu aveam un regim comunist. S-a succesiune. Au avut grijă. De asta, în final, asta e concluzia mea. În ce mă privește, nu împărtășesc această teorie a asasinării, deși, evident, nu o pot exclude în totalitate. O singură problemă să o vizite. Eu am spus, în momentul în care s-a pus în discuție problema subversiei și problema asasinării, se vine aici o întrebare. Dacă a fost un amestec al discursului, al discursului, atunci, acești ordinători noștri au răspuns la un asasinat și dacă a fost un asasinat de întâlnirii, atunci au avut și conducătorul despre nații care au vrut să se înceapă imediat pe păstă mort, în cazul care nu aveau pe comentarii de întâlnirii, un asasinat era și un lucru. Vreau să se compromită din punct de vedere politic. E un mod de care a asasinat, a asasinat, a asasinat, a asasinat,
Deci, dacă ești în